Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară al emisiunii este Andrei Năstase, președintele platformei DA. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara, bine m-am găsit. Tare mult m-am gândit cu ce să încep emisiunea și am intrat pe pagina dumneavoastră de Facebook și mi-a tras atenția una dintre postările de astăzi. Unica. Unica, da. Am să citez un fragment din ea, să ne spuneți despre ce este. Partenerii adevărați se înțeleg unul pe celălalt. Se sprijină, se sfătuiesc, muncesc, se bucură sau suferă împreună. Partenerii adevărați nu se folosesc unul de celălalt, sunt asumați, nu acceptă jumătăți de măsură, își respectă cuvântul și reputația și nu cer unul altuia, unul celuilalt decât ceea ce cei care cere a făcut deja, a dat deja. Partenerii adevărați sunt cei care sunt cei de cursă lungă, asumați 100% unei cauze mai importante decât propria lor persoană, mai nobilă decât măruntele, dar înțelesele lor orgolii. Într-un parteneriat adevărat, construiești împreună alături de celălalt și nu condiționezi încrederea în favoarea ta sau al terțelor, doar de dragul meschinelor reușite personale. Cui este dedicat această postare lungă? Asta e doar un fragment din ea. A ceea ce înseamnă parteneriat. Dar cine sunt partenerii? În general, vorbesc despre fenomene, nu vorbesc despre personaje. Și în general, prea mult se vorbește în Republica Moldova despre personaje. În prima mea parte m-am gândit foarte, foarte mult la partenerul meu de viață, un om extraordinar, soția mea. Și o să vedeți mai departe, acolo este foarte important ca aceeași stare de spirit să o avem și în societatea noastră, să o avem și în politicul nostru, de ce nu, să vorbim despre mai mult despre cum să ne sprijinim unul pe altul. De ce? De ce v-a atras atât de mult atenție această postare? Am văzut foarte mult, a fost preluată de foarte multă presă și chiar vă îndemn pe toți care ne privesc în momentul de față să intrați pe pagina mea de Facebook și o să găsiți întreaga această postare și o să vă dați seama exact ce am vrut să spun. Cineva din presă sau din cei care au comentat la postarea dumneavoastră s-au gândit la partenera dumneavoastră de viață? Adică mie nu s-a părut că este o dedicație. Am vorbit despre parteneriat în general. Iar partenerii, nu putem să vorbim despre unul sau despre altul. Dacă aș spune un nume acum, s-ar supăra altul. Și atunci am vorbit despre parteneriat. Așa văd eu parteneriatele, Mariana. Parteneriatele prin prisma ceea ce ați citit dumneavoastră și, repet, cei care sunt interesați să intre neapărat după ce se termină această emisiune pe pagina mea, să dea un like, să facă un share, o distribuire la această postare. Să și la această emisiune? Bineînțeles, la această emisiune la care particip cu drag și sper că vom avea ce spune oamenilor în funcție de întrebări de pe care să-mi puneți dumneavoastră. Domnule Năstase, haideți să ne înțelegem de la începutul acestei emisiuni că vom avea o discuție sinceră. Nu aveți niciun fel de îndoială, pentru că așa fac ori de câte ori merg la o emisiune, ori de câte ori am o discuție cu un om, iată cum am intrat la dumneavoastră și am avut o discuție foarte sinceră. Nu mă îndoiesc că sunteți sincer când discutați. Nu-mi place expresia, sincer vorbind. Iată, expresia asta nu-mi place. Sau să fim sinceri, sau chestii. Știți de ce? Pentru că eu nu am, așa cum spuneam acolo, nu am jumătăți de măsură, nu am jumătăți de adevăr. Ca să-mi continui gândul, domnul Stasi. În ce mă privește pe eu mine? Nu cred că un politician de talia dumneavoastră scrie compunere pe temă liberă pe pagina sa de Facebook, care are 120.000 de urmăritori sau mai mulți. Acum când ați început să-mi spuneți că era o dedicație generală, poate chiar parteneri de viață, știți de ce mi-am amintit? De ce? Poate nu e cea mai bună asociere, dar mi-am amintit de Mihai Ghimpu, care scria Scrisorile Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, puteți să vă amintiți și de Roșca, și de Ghimpu, și de cine vreți. Nu sunt nici unul, nici altul. Sunt Andrei Năstase. Pentru cei care mă privesc, pentru toți cei care mă privesc, simplu, Andrei. Mariana, aici este marea noastră problemă. Furnizăm oamenilor, celor de acasă, ceea ce înțelegem fiecare dintre noi. De ce nu ați acceptat dumneavoastră să facem amândoi un efort, să-i rugăm pe cei de acasă să citească mesajul meu de pe Facebook în totalitate sau eventual să se mai uite încă o dată la ceea ce ați citit dumneavoastră și veți vedea că nu are nicio asociere acest mesaj al meu nici cu Ghimpu, nici cu alții și nici măcar nu era dedicat cuiva. Era dedicat acest lucru unei înțelegeri a mele personale și a colegilor mei din Platforma Demnitate și Adevăr
Aceea ce înseamnă parteneriat. Ori parteneriatele noi le-am văzut întotdeauna dincolo de interesele noastre personale, de frustrările noastre, spuneam acolo, justificate uneori, nu? Da, dar dumneavoastră spuneți aici un lucru foarte interesant. Într-un parteneriat adevărat, construiești împreună alături de celălalt și nu tranzacționezi încredere în favoarea ta sau al terților, doar de dragul meschinelor reușite personale. Absolut. Exact asta am făcut eu personal de-a lungul timpului. Eu m-am gândit la Maia Sandu, că a fost dedicația. Am greșit, domnule Năstase? Dumneavoastră puteți să vă gândiți la cine vreți. Vedeți? Dar am greșit? Spuneți-mi dacă am greșit. Vă pot eu interzice dumneavoastră ceva? Pot eu interzice celui care va citi aceste rânduri? Nu puteți, dar să-mi spuneți dacă am greșit. Puteți. Dar n-am să vă spun dacă ați greșit sau n-ați greșit. Dacă dumneavoastră ați considerat așa, e problema dumneavoastră. Și aveți dreptul să o faceți. De ce ați considerat anume așa? Am să vă întreb eu. Pentru că relațiile nu tocmai bune dintre dumneavoastră și lidera PAS deja nu mai sunt un secret pentru această societate. De ce ați luat? Eu nu am niciun fel de... Nu am relații bune sau nebune sau nu știu cum să spun. Am făcut în spațiu public tot ce mi-a stat în putere pentru unitatea forțelor democratice din această țară. Am făcut tot ce mi-a stat în putere atunci când se fura în această țară să nu se mai fure. Am ieșit în stradă împreună cu colegii mei din platforma DA. Ne-am bătut atunci când a fost greu. Acum, când Republica Moldova trece printr-o perioadă foarte și foarte complicată, poate unii nu vor să o vadă, poate unii încă nu o văd, încă mai au niște resurse, dar este o țară întreagă care suferă, care geme în sărăcie, în mizerie, în nedreptate, multă corupție la nivel înalt și nu doar la nivel înalt. Și atunci noi ne ocupăm de ceea ce doriți dumneavoastră și nu de ceea ce ar... Taman că e adevărat că nu vă ocupați de ceea ce ne-am dorit noi, pentru că noi ne-am dorit alte lucruri, dar din păcate politicienii se ocupă de altceva decât își dorește societate. Dar parteneriate. Nu, ca să mă mai opresc un pic la cuvântul parteneriat. Să-mi duc gândul la bun sfârșit. Iată, în această perioadă foarte, foarte complicată, așa procedează platforma DA. În timp ce unii cer demisii, strigă în strânga, în dreapta, fac anumite exerciții politicianiste, electorale, platforma Demnitate și Adevăr este unicul partid care, în condiții foarte dificile, unii ar spune sinucigașe pentru un asemenea exercițiu, și-a asumat guvernarea Republicii Moldova. Cu un premier, cu un cabinet de miniștri și, bineînțeles, punând în față nu personaje, posturi, funcții, ci un set de acte normative. Chiar în foarte curând ajungem să discutăm despre această ofertă făcută public de către PPDA și cum se poate realiza. Dar ignorată, până atunci... Rețineți că e foarte important aici. Ignorată în foarte mare parte a ei... De cine? De către deontologii contextuale. Pentru că... Cine sunt deontologii contextuale? Mulți sunt. Formatori de opinii, unii dintre... Ignorată? Adică nu se discută despre ea? Sau declinată? Nu declinată, pentru că este probabil este cea mai bună ofertă pe care... Păi, dar despre ea se discută. Puțin. Mult mai puțin decât niște declarații sterile care nu pot duce la nimic. Dar aici poate, este mare problemă. Poate nu se discută atât de mult pentru că unora le se pare puțin probabil realizabilă. Vedeți dumneavoastră, puțin realizabil era și scăparea acestei țări de Plahotniuc. Era practic imposibil. În timp ce unii făceau în bine țării, eu... Platforma DA, colegii mei din societatea civilă, din presă, unii dintre ei, erau pe baricade, erau în stradă, se băteau. Ei înțelegeau foarte bine că dacă în noiembrie 2014 îl mai lași încă o dată pe Plahotniuc să călărească, scuzați-mă, să captureze încă o dată această țară, nu va fi bine. Și totuși s-a produs. Iată... Dumneavoastră credeți că Plahotniuc a fugit din țară din cauza că se temea de platforma DA sau de PAS? Dumneavoastră credeți că din cauza asta a fugit din țară? Să nu vă supărați, noi am avut o discuție, să fim totuși sinceri, nu? Da, sigur, am zis. Înțelegeți cât o ofensă aducem noi, am să pun noi la plural, oamenilor care au ieșit în stradă, care au muncit, profesorilor, medicilor, țăranilor, agricultorilor care au fost persecutați în perioada în care Plahotniuc era la putere, era aici ca un dictator. Eu aici sunt una dintre problemă. Jurnalistele care a vorbit foarte mult despre ilegalitățile comise și asta tot e un fel de a lupta pentru adevăr și împotriva oligarhiei. Aici nu se aduc ofense cuiva, dar eu zic să privim cu ochi, cu sânge rece, cu ochi deja un an de zile totuși de când a
plecat Plahotniuc din țară, aproape un an de zile. Deci cumva putem deja să vorbim la rece despre ce s-a întâmplat. E bine că a plecat, dar poate că nu e tocmai de atâta pentru că așa a dorit foarte mult societatea asta. Tocmai datorită... Tocmai a fost o conjunctură în care el a trebuit să fugă. Vedeți, dumneavoastră, folosiți din cauză, eu am folosit datorită. Anume datorită zecilor, sutelor de mii de oameni care n-au stat impasibili, n-au stat undeva într-o parte și s-au uitat. Nu, au fost implicați. Iar ei, aceste zeci și sute de mii de oameni, au fost reprezentanții a altor sute de mii de familii, fie că erau de acasă, fie că erau din străinătate. Ceea ce am vrut eu să vă aduc în discuție este abordările noastre, abordările diferite pe care le-a avut de-a lungul timpul Platforma Demnitate și Adevăr, implicare, activitate, acțiune, devotament, determinare, dăruire, sacrificiu. Asta caracterizează Platforma Demnitate. O secundă. În timp ce alții și n-am să spun numele unuia sau altuia, ca să nu-i deranjăm pe alții, doamna Rasa. Dar de ce să nu-i deranjăm? Pentru că nu vreau să deranjez pe nimeni și n-aș vrea să vorbesc despre personaje. Prea mult vorbim despre personaje și mai puțin vorbim despre fenomene. Prea mult vorbim despre Petrescu, Ionescu și nu știu care, mai puțin vorbim despre Moldova. Ori eu, din lungul timpului, am vorbit despre Moldova, despre faptul că statul nostru a ajuns capturat, despre faptul că avem nevoie de democrație, de stat de drept, de dreptate, de bunăstare, de libertate. Eu sunt într-totul de acord cu dumneavoastră. 100% de acord că noi, în Republica Moldova, prea mult ne bălăcim discutând despre unii și alții, despre capra vecinului și nu știu ce, și mai puțin despre proces. Da. Dar eu această discuție am pornit-o de la acest subiect tocmai pentru că am văzut postarea dumneavoastră de astăzi. Deci dumneavoastră ați fost cel care ați vorbit despre parteneriate cu mesaje oarecum metaforic transmise, fiecare să înțeleagă. Vă rog să găsiți o metaforă. V-am citit ultima frază. Într-un parteneriat adevărat, construiești împreună alături de ceilalți și nu tranzacționezi încrederea în favoarea ta sau al terților sau de dragul meschinelor reușite personale. Din drag din limba română, nu am găsit nicio metaforă. Am spus exact. Totul este o metaforă. Bine, totul este o metaforă. Așa am înțeles eu. Dumneavoastră spuneți că ești dedicat soției. Nu. Interpretați greșit. M-am gândit atunci când citeați dumneavoastră, m-am gândit la parteneriatul meu din cadrul familial. Eu am o familie. Dar când ați scris, la ce v-ați gândit? La ceea ce înseamnă pentru mine personal și pentru colegii mei din platforma, da, parteneriatul. Pentru Inga Grigoriu, ce înseamnă parteneriatul. O femeie extraordinară. Parteneriatul care? Care cu astăzi, cine? Ne ducem într-o zonă... Da, deja vorbim prea mult despre asta. Doar ca să precizez. Vedeți cum se întâmplă. Când am ajuns să vorbesc despre un om deosebit, cum este Inga Grigoriu, sau cum este Alexandru Slusari, sau cum este Kirill Moțpan, sau Igor Munteanu, sau Ion Terguță, aceștia sunt oamenii care au anumite abordări în ceea ce privește parteneriatul. Ei au știut să dea de fiecare dată și nu ceară nimic în schimb mai mult decât ceea ce au dat ei vreodată. Deci, v-ați referit la colegii din partid? Bineînțeles, uitați-vă mai departe, vă rog. Dar cine dintre ei a... Prieteni, la care cameră să mă uit eu? Vă rog din suflet, găsiți pagina mea de Facebook. Se cheamă Andrei Năstase. Este acolo cu un semn oficial, promovarea paginii. Intrați pe pagina mea de Facebook, citiți toate postările mele. Apropo, mă întrebați dacă scriu... Haideți să mergem mai departe. Mergem, dar mă întrebați dacă scriu compuneri. Trebuie să vă spun că am mai scris și niște povestioare legate de șobolani. Vă amintiți? Legate de... Și ce, alea nu erau metafore? Nu, acolo vorbim de altceva. Am scris pentru că trebuie să le spui oamenilor ce se întâmplă totuși. Și am să vă vorbesc în această emisiune și despre jurnalism, dacă vreți. Haideți, eu aș prefera ca dumneavoastră să-mi răspundeți la întrebări și poate, dacă rămâne timp, să ne vorbiți. Cu drag. Scurt la întrebarea, cine sunt totuși partenerii PPDA? Oamenii de bună credință în această țară care împărtășesc aceleași deziderate ca și noi. Partenerii politici? Spus, avem parteneriate... În cadrul Partidului Popular European. Considerați partenerul politic din Republica Moldova? Până nu de mult eram într-un parteneriat în cadrul blocului acum, care s-a creat datorită, nu din cauza... Datorită. Pentru unii din cauza, pentru noi datorită. Bă, da, și pentru mine datorită. Mulțumesc frumos. Datorită în mare parte sau... Ca să dacă ar fi să vorbim la prezent. Da, vedeți cum se întâmplă. Tot timpul vorbim la prezent. De ce ar trebui să nu vorbim despre trecut? Este foarte important. Pentru că v-am întrebat cine este astăzi partenerul politic Mariana, din interior. Ne-am tot deprins și toți politicienii din Republica Moldova s-au deprins să vorbească la prezent. Să nu-și asume trecutul, să nu-și asume faptele sau poate lipsa de fapte din trecut. Iar eu vreau să vorbesc despre tot.
O să vorbim despre trecut, domnul Năstase. Știți câte întrebări am despre trecut, atunci, dar totuși o întrebare despre prezent. Eu v-am spus despre prezent. În momentul de față, Platforma Demnitate și Adevăr a luat act, a luat act de decizia colegilor noștri de la Partidul Acțiune și Solidaritate că nu mai există blocul acum. A luat act de deciziile acestor colegi ai noștri că trebuie să avem două fracțiuni separate în Parlament, două fracțiuni în Consiliul Municipal și tot așa mai departe. Și atunci am considerat că tot ce este de bună credință în această țară nu este partener, ce este mai puțin de bună credință nu poate fi înscris în acest parteneriat. Nu, faptul că sunt două fracțiuni, două partide, nu înseamnă că nu e loc și de un parteneriat. Bineînțeles, există loc pentru parteneriat. Și dacă puteți totuși să-mi dați un nume la prezent de partid politic pe care îl considerați astăzi partener. Mariana, și eu v-am spus cum vedem noi parteneriatele. Cine va dori, cine va vedea în același fel parteneriatul, este partenerul nostru. Cine îl va vedea însă prin prisma propriului interes, a interesului strict de grup partinic și așa mai departe, este complicat să fii partener cu noi. Știți de ce? Pentru că asemenea parteneriate strică, fac rău țării. În condițiile în care noi am avut o abordare constantă din 2016 până în momentul de față, dar constantă, și m-am uitat la niște emisiuni mai vechi de al Natalei Morari, în care, da, dar constant am spus, avem nevoie de unitatea forțelor democratice, avem nevoie de unitatea, de, dacă vreți, de consolidarea și de solidarizarea întregii societăți. Asta am făcut noi de-a lungul timpului. Și de altă parte, alții se preocupau de altceva. Deci, am luat act și mergem mai departe. Domnul Năstase, de ce am insistat eu atât de mult pe întrebarea legată de parteneriat? Pentru că dumneavoastră spuneați despre ofertă pe care ați lansat-o public și care ați spus că este ignorată de oarecum... De deontologii contextuali. De deontologii contextuali. Ce înseamnă deontologii contextuali? Care, pentru care deontologia se schimbă în funcție de context. Astăzi, dacă, dacă adoptăm o lege neconstituțională, închidem gura. Dacă însă cade un guvern din cauza unui lucru neconstituțional, trâmbițăm. Bun. Iată, sunt niște lucruri la care eu nu pot asista. Conjuncturiști, numesc eu. Mariana, nu pot asista, impasibil, iată de ce am spus. Înainte de aceste prezidențiale, la fel cum am făcut-o pe parcursul a 5 ani de zile de activitate politică și cum am făcut-o timp de 10 ani de zile de activitate civică, voi continua să spun adevărul. Indiferent dacă doare pe unii sau pe alții ceea ce spun eu. Domnul dacă este adevăr, sper foarte mult să ne spuneți multe adevăruri astăzi. Eu chiar mizez pe multe dintre ele. Dar, revenind, de ce totuși spuneam eu că v-am adresat o întrebare legată de parteneriat și vă spuneam că dumneavoastră ați venit cu o ofertă publică, poate că nu-i cazul taman să-i acuzăm pe cei care nu discut foarte mult despre asta, pentru că noi, în principiu, căutăm soluții. Noi căutăm soluții, domnul Năstase. Iar soluția trebuie să vină... Cireșe, uitați-vă cât de... Foarte frumoase cireșe. Dar haideți să revenim la cireșele din Parlament. Poftiți. Sau cireșarii din Parlament. Oferta dumneavoastră e interesantă. Corect. Dar e de nivelul ne-am dorit sau e de nivelul este posibil? Și dacă da, cum? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, în afară de interesantă, este benefic țării? Ce? Această ofertă. Dumneavoastră cum o vedeți? Eu nu mă grăbesc să spun dacă un guvern este benefic sau nu țării, nu până guvern. Când văd ce face el. Nu, ați spus de ofertă. Dumneavoastră a spus că este interesantă. De dezoligarhizare? Da. Da, și nu doar de dezoligarhizare. M-am așteptat să fie benefică și anul trecut. Și de offshore-izare, și de criminalizare, și chestiuni de economice, și chestiuni sociale. Aici putem reveni la trecut, domnul Năstase. Putem să revenim la trecut, dar de asta vorbim despre asumarea de către Platforma Demnitate și Adevăr. Asumare prin prisma hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate pe care am promovat-o personal împreună cu colegii mei. Iată, eu am revenire... aici pe 8 iunie 2019. Foarte Mariana. Frumoasă. Chiar vreau să ne referim la ea. Ne referim. La fel cum ne vom raporta și la raportul Comisiei Slusari în cazul furtului miliardului, un raport extraordinar care nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova, la fel cum ne vom raporta și la raportul Comisiei Munteanu. Mai greu însă ne vom putea raporta la un raport al Comisiei pentru uzurparea puterii în stat. Ca să ne putem acolo referi, nu doar în calitate de analiști politici și comentatori politici într-un studio, trebuie să aveți dumneavoastră o anumită majoritate, cel puțin pentru a vota aceste două, dacă nu una constantă, cel puțin una, să spunem așa, de conjunctură, ca să puteți vota aceste proiecte de lege de dezoligarhizare, pentru ca să puteți schimba acest guvern, pentru ca să faceți lucrurile
frumoase pe care vi le-ați propus dumneavoastră. De unde puteți să luați aceste voturi? Din Parlamentul Republicii Moldova, un parlament constituit prin voință populară, e adevărat. Eu mi-am dat seama mare, că din Parlamentul domnului Anastasie. În foarte mare parte afectat de resursele mediatice și administrative, financiare și de altă natură pe care le-au avut. Care nu s-au schimbat de un an de zile. Nu, au trecut de la unii la alții. Da, dar nu s-au schimbat pentru Republica Moldova. Înțeleg. Deci, afectat așa cum este, astăzi este un parlament. Un parlament care, dacă ar fi după voia mea, dacă n-am trece printr-o criză sanitară, dacă n-am trece printr-o criză economică, financiară, socială, o criză generalizată în fond, bineînțeles, am vorbit poate mai mult și mai mult despre necesitatea schimbării acestui parlament cu altul. În condițiile actuale însă, în condițiile în care avem peste 16 miliarde de deficit bugetar, iar estimările specialiștilor spun că vom depăși și 20 de miliarde, în condițiile în care Republica Moldova are nevoie de un pic de stabilitate, este foarte complicat să vorbim în acești termeni. Sunt cădem de acord aici. Și atunci, ce facem noi? Respectând votul popular, e adevărat afectat într-o câtva. Ne adresăm Parlamentului cu o ofertă care nu pornește de la personaje, nu pornește de la posturi împărțite, așa cum s-a întâmplat 30 de ani. Niciodată n-a pornit de la personaje. Ba da. De fiecare dată a pornit de la principii și valori. Dacă s-a găsit în țara asta, dacă s-au găsit în personaje. Dragă Mariana, dacă s-au găsit în această țară niște indivizi care au discreditat aceste frumoase cuvinte, valori, principii, nu știu, este din păcate, asta este istoria Republicii Moldova. Eu pornesc de la ea. Dar eu pornesc de la ceea ce prezentăm noi, platforma, da. Iată, noi, într-adevăr, am pornit de la niște principii pe care nu le negociem cu nimeni. Am pornit de la un set de norme care vin să ajute la implementarea hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate, la un set de norme care să ne ajute să combatem corupția, la un set de norme care ne ajută să relansăm economia. Și cine economia, este gata să voteze? Și, bineînțeles, de la necesitatea asigurării în viitor a unui scrutin prezidențial corect, domnul Stasi, democratic. Dumneavoastră știți că eu sunt foarte realistă și calculată în emisiuni. Eu vreau să înțeleg proiectul dumneavoastră, care sună unul foarte frumos. Eu chiar aș spune că sună ca o premiză pre-campanie prezidențială. Vedeți cum judecăm diferit? Poate am spus. Dar de ce a fost ca să-mi dau seama că nu este incertitudine în discuția noastră? Ca să-mi dau, dați-mi voie să închei gândul. Poftiți. Ca să-mi dau seama că nu este așa și că este cu adevărat un plan realist. Da. Dumneavoastră ați calculat, ați înțeles că există potențial, este realizabil, vă rog să ne spuneți de unde voturi? Pentru că adresându-vă întregului Parlament, mă scuzați, dumneavoastră aveți de plin încredere integritatea deputaților din Parlament? Bine, tuturor? După procesele de ultima perioadă de timp? Da. Mariana, iată de ce diferența dintre mine personal, colegii mei, care am lăsat această inițiativă, una, repet, pe lângă faptul că este interesantă, este una benefică pentru țară. Conștientizăm cu toții că acest guvern trebuie să cadă. Pentru incompetența sa, pentru modul în care a gestionat situația cu pandemia, pentru faptul că ne-am ajuns. Am înțeles. Da? Da. Trebuie să cadă. Mă rog să încheiați gândul că trebuie să mergem la publicitate. Imediat. Da. Cădem de acord că nu trebuie să lăsăm țara în haos. Cădem de acord. Mine trebuie să mă convingeți. Nu, dar trebuie să convingeți 51 de deputați, cel puțin, ca să voteze. Dar haideți să continuăm după publicitate, pentru că e necesară și ea. Neapărat. TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova. Am revenit în studio. Înainte de pauză vorbeam despre matematica noului guvern. Deci ca să poți schimba actualul guvern, e nevoie de niște matematică, da? Să aduni 11 voturi ale platformei, da? Cu, de exemplu, 15 voturi ale
fracțiunii PAS, cel puțin Maia Sandu a zis că este gata să susțină un guvern PPDA, dar iese prea puțin. De unde restul voturilor? Mariana, pot să mă adresez tuturor celor care ne privesc în momentul de față, mai ales celor care scriu comentarii pe Facebook? Nu, haideți să vorbim despre ce am întrebat eu, vă rog. Asta la sfârșit de emisiune o să le dedicați. Fraților, să păstrăm decența, indiferent unde ne aflăm, indiferent de context, de spațiul... Vă rog, răspuns la întrebare. Mulțumesc. Vedeți, am spus acest lucru de mai multe ori. De 30 de ani tot s-au negociat. Lucrurile s-au negociat între tot felul de formațiuni. Câte formațiuni au intrat în Parlamentul Republicii Moldova în februarie 2019, Mariana? 4. Câte avem acum? 5. Deci nu le număr, știu cu una mai multă decât am intrat în Parlamentul Republicii Moldova. De ce? Pentru că există niște tot felul de interese, partinice, de grup, de gașcă. Tocmai pentru că noi ați înțeles că asta avem. Iată, asta este iată de ce diagnosticul Parlamentului Republicii Moldova. Iată de ce apelul și îndemnul meu personal și al colegilor mei din platforma DA a fost către toți deputații din Parlament. Când spun către toți, pentru că s-ar putea ca la un moment unii dintre ei să spună, domnule, vreau să termin cu trecutul meu dubios. Nu vreau să mai fur, nu mai vreau să mai mint, nu mai vreau să mai bat joc de oameni. Și atunci pun umărul și eu la un proiect care are în centrul atenției sale cetățeanul Republicii Moldova, are în centrul atenției sale Republica Moldova, are în centrul atenției sale vectorul pentru Republica Moldova, încotro merge Republica Moldova. Și atunci ne-am adresat la acești domni deputați pe care, repet, nu eu i-am dus în Parlament. Eu am muncit ca în Parlamentul Republicii Moldova să ajungă deputații blocului acum, cei din platforma DA și cei din PAS. Pentru că am avut încredere în această structură. Și mai ales în colegii mei din platforma Demnitate și Adevăr. S-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Acum ce facem? Am spus ceva mai înainte, până la pauză. E clar că trebuie să dăm acest guvern jos pentru că este incompetent. Pentru că indiferent ce se întâmplă, deci asta este sigur. Vă spun mai departe. E clar că acest guvern ne duce țara de râpă. Acum, este foarte, foarte clar că un alt guvern, mai rău sau mai prost decât ăsta, ar fi iarăși un rău. Dacă însă se dă jos acest guvern și nu se instalează... Un alt guvern decât ăsta ar fi oricum rău? Ar fi rău pentru țară. Dacă ar fi un guvern mai rău decât ăsta, ar fi rău pentru țară. Așa, da. Și atunci, haosul iarăși nu ne ajută. Pentru că să dai acest guvern jos... Să nu ai capacitatea să pui un alt guvern, îl lași pe ăsta fără atribuții sau fără prerogativele plene potențiare și atunci el va rămâne să facă ce? În continuare să facă sluj în campania electorală a lui Igor Dodon. Iată de ce platforma Demnitate și Adevăr vine și propune întregii societăți, dar mai ales Parlamentului, pentru că datoria Parlamentului este să dea jos un guvern și să aleagă un alt guvern, un alt fel de abordare. Pornim de la grijile, nevoile cetățenilor, pornim de la un set de norme care vin să implementeze hotărârea Parlamentului privind la starea de captivitate, votată cu 64, dacă mi-amintesc eu, de deputați. Poate că greșesc, nu mai amintesc exact atunci. Și mergem înainte. Domnul Stasi, despre asta vorbesc. Iar dumneavoastră încercați din păcate, s-ar putea să le separă utopică această propunere a dumneavoastră. Și oamenii sunt argumentați să creadă. Dar hai să spunem și de ce. Vă spun de ce. Da. Încerc să vă explic, pentru că și eu, de exemplu, mie îmi vine greu să cred. Poate că eu cam greu cred în minuni în Republica Moldova. Sunt deja de mulți ani urmăresc ce se întâmplă în viața politică. Într-un parlament al Republicii Moldova, care cu 64 de deputați, acum un an în urmă, și-a propus procesul de dezoligarhizare, da, și care, la jumătate de an, de la asta, dar poate și mai devreme, conjunctural, din interes de altfel, a decis să rupă. Al cui interes? De altfel. Nu, Mariana. Spuneți dumneavoastră de acu interes. Dumneavoastră când faceți o afirmație, vă rog să spuneți, pentru că cumva ne puneți pe toți într-o oală. Nu, ne puneți pe toți într-o oală. Nu pe dumneavoastră, că dați-mi voie să închei gândul. Deci, din anumit interes, conjunctural, la un moment dat a rupt această alianță care își propunea să oprească, să distrugă oligarhia, să ne scape de toate lucrurile astea și a creat un altă alianță, iarăși conjuncturală. După care s-au pornit altfel de procese, deputați care migrează dintr-o parte în alta, vorbind despre iarăși valori și nu știu ce. Deci, eu, sincer, cu greu cred astăzi că în Republica Moldova, în Parlamentul ăsta, din 101 deputați, pot fi găsiți 51 de deputați care
pornind de la interesul suprem al Republicii Moldova, chiar dacă, cum ați spus dumneavoastră, au fost hoți și bandiți până ziua de azi, li s-a trezit conștiința și au decis să pună umărul spre democratizarea societății. Ce-i oferiți în schimb banditului respectiv dacă vă votează? Ați văzut declarația oficială a platformei, da? Nu oferim nimic mai mult. Deci banditul trebuie să vă voteze știind că va ajunge la pușcărie după. Stați puțin, trebuie, nu trebuie. Eu v-am vorbit despre... Nu, deci el personal trebuie să vă voteze înțelegând că va face pușcărie după. Mariana, avem abordări diferite. În primul rând, lăsați-mă să vă spun că în toată această descriere a dumneavoastră a existat o constantă. Știți care e constanta? Care? Constanta. Platforma, da. Sau... A existat o formațiune politică care a avut abordări constante de-a lungul timpului. Și în momentul în care, cu foarte mare greu, în mod condiționat, am acceptat acea majoritate în Parlament, nu o coaliție, ci o majoritate. Știți foarte bine cât ne-am opus, știți foarte bine cum am fost împotriva socialiștilor, Ministerul de Externe, care era aproape dat deja. Sunt multe lucruri de povestit, dar știți foarte bine. Atunci am avut aceeași abordare, nu știți? Nu știm. Deja să știi în spațiu public, nu știți dumneavoastră, ați rămas în urmă. Deci, ceea ce vreau să spun este că noi am rămas la fel de constanți, la fel de coerenți, la fel de consecvenți în ceea ce am făcut. Am vorbit în permanență despre necesitatea punerii în aplicare acelei hotărâri a Parlamentului. Am vorbit în permanență de necesitatea combaterii corupției, de investigarea furtului miliardului a spălătorii mafiei rusești. Domnule Năstase, da, oare? Da. Eu am să iau acest document, că așa este corect, și haideți să citim din el, din angajamentele asumate atunci. Mariana, hotărârea privind... Am să vă întrerup pentru că nu faceți bine. Pentru că eu vă vorbesc despre ceea ce a făcut Platforma Demnitate și Adevăr. Să vreți să-mi citiți un document în care tot pe noi care l-am semnat, elaborat. Da. N-ați vrea dumneavoastră să ne spuneți, dacă tot faceți jurnalism. Înțeleg, dar nu, întrebați pe cei care n-au făcut. Eu vă vorbesc despre Platforma. N-ați făcut? Da, bineînțeles. Haideți să vă întreb. Noi am fost, Platforma, da, a fost cel partidul care a insistat pe punerea în aplicare acestei hotărâri a Parlamentului. Da, toată alții au fost cei care el. N-au vrut. Care Mariana, sunt cei alții? Alți parteneri ai noștri în acea majoritate, Mariana. Și PAS, și PSRM-ul au avut altfel de abordări. Au avut altfel de abordări. Deci după ce au semnat asta, ei au avut altfel de abordări și n-au vrut să implementeze. Dom'le, să întrebați pe ei mai mult de ce au avut, cum au avut. Eu vă spun, Platforma, da, a fost consecventă în ceea ce face și Domnul este Stați. Consecventă și astăzi. Înțeleg. Spuneți-mi, vă rog frumos, în acest angajament, și am văzut, apropo, cum asta, cum ați reluat acest angajament, se regăsea adoptarea legii Magnitsky. Da. De ce n-a fost posibil să votați atunci? Pentru că nu au vrut alți colegi noștri. N-au vrut socialiștii, în speță. De în ce speță? Nu ne-ați spus asta atunci? Cum nu v-am spus, doamnă? Atunci ați spus că deci socialiștii nu vor să votăm legea Magnitsky. Bineînțeles, da, poate asta că a fost o scăpare a mea. Da, Mariana, a fost o scăpare a dumneavoastră. Și mai am o curiozitate legată de... Deci pe lângă asta, demiterea membrilor Consiliului Audiovizualului, ceea ce nu s-a întâmplat, demiterea conducerii Autorității Naționale de Integrare, Nu s-a întâmplat demiterea conducerii Curții Supreme de Justiție. Nu știu dacă puteți vă asumați asta. Stați puțin, avem un stat capturat. Am avut un stat capturat. Eu vreau să vă spun că s-au realizat... Poftim? M-a întrebat sau afirmat? Nu, dar lăsând într-o parte hotărârile Parlamentului sau hotărârea propriu-zis, noi eram conștienți că aveam un stat capturat. Vreau să vă spun că Curtea Supremă de Justiție a rămas într-un final fără președinte. Dacă vorbim despre conducerea Curții Supreme de Justiție. Dar o leacă prin alte metode. Prin care metode? Pentru că a scris cineva un denunț, pentru că acest denunț s-a dus la procuratură. Pentru că au fost intentate niște dosare penale și mai departe... Ca și când pe interior s-a întâmplat asta. Ce înseamnă? Deci nu cred că nu de asta, nu puteți vreau să spuneți vreau să vă spun că și plecarea Procurorului General a necesitat niște eforturi. Dar eforturi legale, constituționale, l-ați văzut cumva pe Harunjin să depună vreo plângere împotriva mea sau a colegilor mei? Acolo a fost mai clar cu Procurorul General. Dar, apropo, dacă s-a muncit, mai am o întrebare legată de acel document, acum mi-a venit în minte. Demiterea conducerii Serviciului de Informații și Securitate. S-a întâmplat asta. Dar, bineînțeles, mai mult decât atât, vreau să vă spun. Director al SIS, cui este? Mariana, al statului Republica Moldova. Am vă spun ce nu v-a mirat pe dumneavoastră. Faptul că mai departe, atâta timp cât mi-a stat în puteri, am inițiat niște proceduri penale, astfel încât astăzi acel șef al SIS-ului despre care vorbiți dumneavoastră este deferit justiției.
Este pentru prima oară când s-a întâmplat acest lucru în Republica Moldova, când un, da, bine, am avut și alții cu... Știți cumva ce face astăzi acel fost șef al SIS? Se întâlnește cu Dodon pe la Condriță. Și ce s-a întâmplat atunci? Asta deja ar trebui să ne punem noi, toată societatea, să ne punem problema cum se întâmplă că un președinte de țară se întâlnește cu un, trimis în judecată. Dar pentru ce se întâlnesc? Asta trebuie să întrebați pe ei. Păi au ceva, consilieri, afaceri? Nu mă dau cu presupusul. Văd că dumneavoastră știți ceva, eu nu știu. Știu că s-au întâlnit acolo, au discutat ce au avut de discutat. Mai departe, e de datoria domnului președinte Dodon să ne spună e sau nu adevărat, să ne spună și acel domn care am văzut că s-a legat deodată. Nu, să ne spună dacă s-a văzut sau nu s-a văzut la Condrița cu președintele Dodon, el având calitate de, rețineți, de inculpat. Dar când s-a întâmplat asta? Când s-au întâlnit, știți? Înainte de Paști, cu o săptămână. Adică acum, recent. Da, cum să... Totuși, domnul Alexandru Esaulenco, da, actualul director al SIS, numit în perioada coaliției majorității acum pe SRM. V-am întrebat și atunci, dacă vă amintiți, a cui sunt oamenii, deci cine a venit cu propunerea? În speță. Așa. În speță. Domnul Esaulenco, și vă spun cu toată responsabilitatea, este un om din interiorul sistemului, un bun specialist, un om instruit la bune școli în materie de securitate și nu aparține nimănui. Asta e motivul pentru care, pe data de 16 martie 2020, domnul Dodon i-a conferit gradul de general major? Eu nu știu care, nu mă pricep la grade prea mult. Probabil mai sunt de brigadă, deci general, de brigadă. Deci el acum, în perioada pandemiei, a fost de coloană. Doamna Rață, judecăm greșit. Vă spun de ce. Dacă un om merită să fie numit într-o... Eu n-am știut despre asta. Să-i se dea o distincție. Să-i se dea. Astăzi președinte în acest stat, nu din cauza mea, deși nimeni nu și-a asumat acest lucru, dar astăzi președinte în acest stat este Igor Dodon. Care încearcă să controleze instituțiile statului. Vreau să vă întreb un lucru, dragă Mariana. Ați auzit de Vladimir Bleșteagă? Dacă vorbiți pe scriitor, da. Bineînțeles. Și dacă mâine acest domn, Igor Dodon, îi conferă lui Vladimir Beșleaga o distincție... Vladimir Beșleaga nu deține o funcție în stat. Lăsați o funcție în stat. Eu nu știu... Bine, dânsul a ajuns la o anumită vârstă și i s-a conferit... Eu mă întreb și este firesc să întreb. Eu n-am dat nicio acuzație, dar să am suspiciuni. Este normal în Republica Moldova de astăzi să ai suspiciuni vis-a-vis de tot. Asta este obligația jurnaliștilor. Puteți de asta eu am, eu am o suspiciune. Mă întreb. Nu pot face asemenea. Mă întreb. Igor Dodon a păstrat în funcție un director al SIS, independent, numit în perioada coaliției acum pe SRM. Am dreptate? Dar el nu poate fi dat afară când se schimbă coalițiile, Mariana. Înțelegeți că este vorba despre instituțiile statului care de-a lungul timpului au ajuns într-o disoluție. Okay. Au fost golite de conținut de unii sau de alții. În momentul în care am ajuns acolo, știți foarte bine care au fost abordările mele personale. Nu mă bag nici la justiție, nu mă bag nici la securitate, nu mă bag nici la procuratură. Iar domnul Esaulenco, despre care vorbiți dumneavoastră, nu a fost decât desemnat de către întreg Parlamentul. Și dacă mi-amintesc atunci... Domnul Năstase, și directorul CNA tot a fost desemnat după de ce tot... După ce a câștigat un concurs organizat, dacă bine mi-amintesc eu, la Parlamentul Republicii Moldova, la Comisia Juridică. Exact. Și Vladimir Țurcan exact așa a ajuns judecător la... Nu prin concurs. Da, cum nu? Prin asumare. Prin asumare, da. Nu, că totul începuse cu un concurs. Nu știm ce s-a întâmplat bine, în camera Mariana, minunată. De drag de cei care ne privesc, trebuie să înțelegem că atunci când acea isterie, dacă vă amintiți, și se spunea că Curtea Constituțională a fost dată lui Dodon și așa mai departe, a fost un fals. A fost isterie. Au fost știri manipulatorii. De ce? Pentru că în acele știri, pe lângă întrebarea ce, cine, când, cum, unde, mai era o întrebare de obicei. De ce? Iar acea întrebare nu făcea decât să se manipuleze. În Republica Moldova avem, haideți să luăm 10 televiziuni, nu-i așa? Aceste 10 televiziuni în fiecare zi furnizează câte 30 de știri. Mulțit la 10, vor fi 300 de știri. Dacă le mulțim la tot anul, vom avea 100.000 de știri. În marea lor majoritate, aceste știri au și această întrebare de ce,
90% dintre știrile... E firească să fie întrebarea. Nu este firească. Pentru că de ce deja vine ca o interpretare a celui care face știrea sau a patronului acelui post de televiziune. Jurnaliștii nu fac interpretări. Cei care fac corect meseria, dar întreabă. Întreabă și e normal să întreb de ce. Să-mi duc până la capăt. Vreau să le spun oamenilor un lucru pentru și-l dau un exemplu foarte, foarte bun. Vă amintiți acea isterie? Vă amintiți când eram și la Ministerul de Interne și care în fiecare zi se vorbeau despre accidente fără ca să vorbească acum despre statistici? Vorbim. Deci ceea ce vreau să spun este că în spațiul nostru, controlat în marea lui parte, știm foarte bine, televiziunile în Republica Moldova, în marea lor parte, sunt controlate de încă de oligarhi, încă de oameni cu bani obscuri și așa mai departe. Și atunci se transmit oamenilor de acasă, le se transmit niște... aparent știri. Ce au greșit jurnaliștii, domnule Năstase? Jurnaliști. Vladimir Țurcan a fost ales președinte al Curții Constituționale. Da. Printr-o matematică a voturile neclară până în ziua de astăzi, da. Nimeni nu și-a asumat acel vot definitoriu. Nici nu era obligatoriu, pentru că votul este secret. Este discret, înțeleg, este da, secret. Evident. Dar nimeni nu și-a asumat. E oarecum ca și când e de jenă că ai votat pentru el. Așa interpretez eu. Așa interpretez eu. Am dreptul să interpretez. Dar mai departe s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul Țurcan răspundea cel puțin o dată la telefonul domnului Dodon. Așa ne-a spus domnul Dodon, dacă să crede pe cuvânt. Cel puțin ca urmare a acestei declarații, da. Mărturia domnului Dodon, domnul Țurcanu a plecat din funcție. Nu a plecat, a fost plecat printr-o decizie a Curții Constituționale. Da. De ce răspundea președintele Curții Constituționale la telefoanele unui politician, șef de instituții de stat? E o altă întrebare. Nu, este foarte important. Deci jurnaliștii n-au greșit întru totul atunci când au bănuit că această instituție... Bun, e adevărat că nu poți să zici că o instituție colectivă în care există mai mulți judecători, ea a fost dăruită cuiva, dar cel puțin președinte al acestei instituții, Curtea Constituțională, a devenit o persoană care, cu câteva săptămâni înainte, era... un membru de partid. L-a pus acolo partid. Dodon sau l-a votat acolo judecătorii de la Curtea Constituțională? L-ați votat și dumneavoastră ca să ajungă, nu dumneavoastră personal, fracțiunea, ca să ajungă acolo judecător. Ascultați-mă, că aici este foarte important. Și iată de dragul adevărului. Trebuie să înțelegem că prea mult, discutăm foarte mult despre Curtea Constituțională și despre judecătorii de acolo, în timp ce ar trebui să-i lăsăm să-și facă datoria și eu mă bucur foarte mult că în câteva cazuri acolo s-a demonstrat că instituția chiar face ce ar trebui să facă, să respecte Constituția, indiferent dacă supără pe unii sau pe alții. Ați văzut, în cazul cu acest concurs al procurorului general, da? Da. Putem spune că este controlată curtea de, nu știu, de forțele de dreapta, de forțele de stânga. Noi am semnalat încă atunci că e o problemă cu aceste modificări. Și eu am semnalat. E conjunctură. Și eu am semnalat. Și am spus că nu este. Unde ați semnalat? Am semnalat în interior, așa, nu în public, nu? Nu, bineînțeles, de dragul, repet, al unității, am fost mai puțin, și apoi să nu uităm că aveam totuși Ministerul de Interne, cel mai dificil minister pe care putea să-l ai în gestiune. Domnul dar este foarte important să spunem un lucru. Datorită modului în care am abordat atunci lucrurile, mă refer la platforma Demnitate și Adevăr, la insistența noastră de a asuma pe timp de război, de a asuma lucruri și decizii foarte importante, astăzi nu avem o curte controlată eminamente politic, așa cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi trecut acele concursuri. Putem cădea de acord aici? Da, eu mi-am dorit concursuri mereu. Și eu îmi doresc concursuri mereu, dar concursuri pe timp de pace, atunci când noi ne izbăgim, cum se zice la mine în sat, ne terminăm cu prezența oligarhilor, păi ei erau printre noi pe aici. Băieții stăteau la cald, ei n-au stat în stradă ca domnica Manole, scuzați-mă că o aduc în discuție, n-au fost persecutați, n-au fost interceptați, n-au stat în stradă ca și oamenii din platforma Demnitate și Adevăr. Ei au stat la cald. Știți cum l-am prins pe unul dintre ei? Și dea cu picioarele pe masă într-o instituție de stat și citea. În care instituție de stat? Nu mai contează. Chiar contează instituția de stat. Citea. Era Ministerul de Interne? Asta mă interesează. Nu. Vorbesc despre cei care au participat la concursuri. Iată, despre abordări vorbim, Mariana. Și atunci când ați început emisiunea noastră cu acea postare, vorbeam despre abordările diferite ale noastre și ale altora. Domnul Stasi, tot ce spuneți dumneavoastră este foarte frumos. Mie tare îmi place. Este dar corect? Știți ce? Este adevărat? Este și corect și adevărat și frumos. Dar nu-mi place un lucru. Ce? Când politicienii nu ne spun asta când se întâmplă, când nu vin și zic, opriți-vă, stați, că aici nu are loc un concurs, dar nu e clar ce are loc. S-a văzut asumări,
S-a văzut? Nu, eu aș fi preferat nu să văd, dar să vină cineva de acolo să ne spună, noi nu suntem de acord cu aceste lucruri. Deci noi ne-am asumat niște standarde, haideți să le respectăm. Nu asta cum spuneți că de dracu de a păstra Mariana, acea majoritate, s-au făcut niște compromisuri, dar nu poate ajunge compromisuri. Nu s-au făcut compromisuri, Mariana. Fiecare s-a ocupat de domeniul său de activitate, în speță legat de Parlamentul Republicii Moldova. Când am văzut că acele concursuri sunt făgubase, ce ați făcut? Am făcut exact ceea ce a condus la libertatea acestei curți și la independența ei. Asumarea. Asumarea este un element care, sau este o abordare care ne caracterizează pe noi cei din platforma de militare. În această componență a curții constituționale, cei numiți și prin concurs nu au dezamăgit. Stați puțin, numai o secundă. Eu asta vreau să vă, da, să vă spun. Noi trebuie să mergem în publicitate, dar încă dar mai vreo 20 de întrebări. Ați făcut în momentul în care? În momentul în care am constatat că lucrurile nu merg bine, le-am întrerupt și le-am făcut mai bine. Cum? Prin asumarea, prin prisma hotărârii Parlamentului. Dar cu concursul la CNA nu se putea face la fel? Dacă toată lumea a înțeles până la urmă că s-a trișat în acel concurs. Toată lumea a înțeles că s-a trișat în acel concurs. A fost o experiență anterioară curții și, bineînțeles, se învață din greșeli, Mariana. Bun. Putem să avem curajul să recunoaștem că am și greșit? Eu am curajul să recunosc că am făcut și greșeli. Avem curajul. Întrebarea este dacă putem să și schimbăm lucrurile, să nu mai repetăm încă o dată greșelile. Înainte ca să mergem la publicitate. Foarte scurt, vă rog, că o să mă certe regia. În cazul în care optați pentru, nu în cazul, că de fapt optați pentru crearea, pentru asumarea de către platforma, da, a unui cabinet de miniștri. Cine ar fi premierul pe care îl propuneți pentru această funcție? Pentru că oamenii nu pot vota mâța din sac, știți? Care sunt acei oameni? Cei din Parlament, că eu nu pot vota. Iată de ce, înainte de a vorbi despre un prim-ministru, despre niște miniștri, vorbim despre un program, vorbim despre niște legi, niște norme care vizează viața oamenilor, securitatea lor, vizează corupția. Tot ce anticorupție. Spuneți dumneavoastră este adevărat, dar în Parlament se votează nu doar program, dar și o listă cu nume. Și o listă cu nume este foarte important, pentru că și actualul guvern a avut un program nu rău cu care a mers în Parlament. Întrebarea este, cei care își asumă acest program îl pot realiza? Avem noi încredere că ei sunt buni, sunt competenți, sunt integri și știți dumneavoastră tot mai departe. Deci dați-mi, vă rog, niște nume. Cu cine ați merge? Să vă spun, Platforma de Unitate și Adevărare, în momentul de față, cel puțin 3 candidați la această funcție. 1, 2, 3. Andrei Năstase. Se va supăra Slusari. Se va supăra Munteanu. Se va supăra... Ați spus că trei. Nu, am spus cel puțin trei. Așa. Trei oameni care pot face. Care credeți că dintre el ar putea aduna... Mariana, important este să ne adunăm în jurul unui proiect de țară, să ne adunăm în jurul unor cauze nobile, dacă vreți, să nu mai facem ceea ce am făcut 30 de ani de zile. 30 de ani despre asta s-a vorbit. Cine va fi prim-ministru? Dar cine va fi la intern? Dar cine va fi acolo? Deci asta nu contează. Dacă noi ne-am asumat ca și entitate politică, ne-am asumat acest guvern, credeți-mă, acolo vor fi cei mai buni oameni posibili în viziunea noastră, din cadrul platformei, de la colegii noștri, de la alte partide. Deci totuși propune și la alte partide să vină cu candidați. Bineînțeles, dacă vom avea un candidat, spre exemplu, vă dau un exemplu. Scurt, că trebuie iarăși să mergem la publicitate. Vine un candidat în medicină, vine cineva de la domeniul medical, pentru că aici trebuie urgent de făcut regulă. Da, credeți că eu o să aleg partinic, e la mine? Nu, o să-l aleg cel mai bun, chiar dacă el este... Eu n-am zis că e din partid neapărat. Nu, deci, despre asta spun. Oferta dumneavoastră, a partidului, nu tot neapărat să vedem calitate, partid. Calitate. Iar Igor Munteanu... Ne-ați aveți o listă cu acești oameni? Deja. Care? Mai mulți. Spune. Avem câte 2-3 persoane pe aceeași poziție. Spuneți-ne, pentru poziție. Ca să știm ce pierdem dacă nu se votează. Dar după publicitate. Pierdem foarte mult. TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.
Am revenit în studio. Domnul Stas, ne dați nume? Sau să trec la următorul subiect? Da, dar e un subiect foarte important, nu? Foarte important, ca oamenii putem mâine să aibă despre ce discuta concret. Vedeți, dumneavoastră alergați după știri, iar eu alerg după... Dar de ce după știri, domnul După rezolvarea unor situații foarte complicate. Eu vreau să știu, în locul lui Răilean, care e astăzi la Ministerul de Economie, ca alternativă l-am putea avea pe... Ca să facem și noi comparații. Avem, n-am să vă spun acum, avem cel puțin 3 persoane capabile să facă acest lucru. Domnul Stase, 1, 2, 3. Mariana. În locul actualului ministru de externe, l-am putea mâine avea ministru de externe pe? Iarăși, avem cel puțin 3 persoane. Dar spuneți-le, domnul Mariana, Stase, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce pe ce schimbă, eventual dacă are loc această schimbare. De suflet, vă rog din suflet, pentru că vorbiți în numele oamenilor și eu mă simt cumva, nu mă simt comod. Eu reprezint aici oamenii. Cred că mai degrabă pe dumneavoastră și televiziunea... Da, telespectatorii mei. Iată, pe telespectatorilor eu am să le spun cu mare, mare drag și dragoste, dacă vreți, față de oamenii din această țară, că 30 de ani despre asta s-a vorbit. Cine va fi la interne, cine va fi acolo, cine va fi... Nu s-a vorbit de 30 de ani ce vrem pentru Moldova, ce vrem pentru oameni, ce norme vom face. Nu s-a vorbit. Nu, mai puțin. S-a tot promis, s-a vorbit foarte mult, domnule. Atâtea strategii, atâtea programe. Deci, iată de ce, Mariana, înainte de a ajunge să vorbim, ascultați-mă, înainte de a ajunge la cine va fi ministru, cine va fi viceministru sau ce vor fi ei, haideți să vedem dacă în Parlamentul Republicii Moldova se vor găsi cele 51 de caractere, pentru că de asta este nevoie. De 51 de caractere care să înțeleagă, de oameni de caractere, care să înțeleagă cât de gravă este situația, nu a lor. Nu a lor, pentru că ei, de bine, de rău, o să se descurce cu salariul lor, cu salariile soției. Unii mai fac, probabil mai au și niște business-uri pe care le-au cedat în momentul în care au ajuns în Parlament. Nu. Dar ne gândim acum cât de bine se descurcă oamenii. Dar dacă mâine vine, de exemplu, Partidul Șor și Pro-Moldova și zic că noi suntem gata să ne dăm votul. Deci, Mariana, în momentul în care se vor găsi 51, dar eu mă gândesc într-o situație ca asta, de criză generalizată, ar trebui să găsească cel puțin vreo 70 de oameni. Ar trebui. Iată de ce este nevoie să-i vedem pe toți. Cine și ce vrea pentru Moldova? Cine și ce vrea dumneavoastră pentru țară? Vreți să vedeți cine pe toți, dar ei vor să vadă cu ce ofertă veniți dumneavoastră. Vedeți și diferența? Este logic. Vedeți? Și eu v-am spus, oferta este o aveți. Este absolut normal să vrei să vezi oferta domnului Năstase. Este Mariana, absolut normal, mai ales dacă sunt câteva candidaturi, cum spuneți dumneavoastră. Eu risc acum, pentru că eu știu foarte bine, de 30 de ani oamenii au învățat același lucru. S-au învățat la televiziune să se vorbească despre numele cu tare, cu tare și cu tare. Da, numele contează foarte mult. Iar eu vreau să le spun oamenilor de acasă, oameni buni, de 30 de ani am tot vorbit despre nume și trăim în mizerie, în sărăcie, în nedreptate și eu vă îndemn să discutăm. Nu, ascultați-mă, Mariana, asta îmi cereți mie să vă dau niște nume și credeți-mă, în momentul de față, este corect să ne dați avem nume. În momentul în care ne clarificăm că există 51 de caractere care vor să voteze, legea Magnitsky, deofșorizarea, decriminalizarea și atâtea alte lucruri, atunci vă putem să vă vorbim și despre faptul că există o majoritate care să dea acest guvern jos, dar și o majoritate care să voteze un guvern. Dar care este reținerea, domnule Stase? De ce lor? Sunteți gata să le spuneți numele? Dar nu, societății, vreți să ne spuneți. Este iarăși o interpretare greșită a dumneavoastră. Le vom spune întregii societăți în momentul oportun. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Noi avem puțin timp de aici. Eu am să vă întrerup. Știți de ce nu vă răspund la întrebare? Pentru că dumneavoastră aveți abordare diferită. Eu am o abordare altfel de abordare. Eu am venit și am propus în momentul în care, și rețineți acest lucru, aveam angajamentul doamnei Sandu că mă va susține la prezidențiale. Vă amintiți, nu? Să știi despre asta. Când v-ați dus la Ministerul de Interne? Chiar atunci când m-am dus la Ministerul de Interne. Am trecut peste căderea guvernului, am trecut peste alegerile locale și apoi am venit în spațiu public și chiar dacă aveam acel angajament, Platforma Demnitate și Adevăr și eu personal, am lansat ideea unui candidat unic al tuturor forțelor pro-europene. Un candidat apartinic. E bine, în loc societatea noastră să discute despre acest proiect, unul benefic care ar fi condus la unitatea forțelor democratice, nu la canibalizarea partidilor. Mie mi s-a cerut, dați-mi un nume de candidat apartinic. Și am spus, domnilor, haideți să discutăm de principiu dacă noi vrem unitate sau nu vrem unitate, dacă vrem societatea asta să fie consolidată împotriva corupției, sărăciei, nedreptății a lui Dodon, a lui Plahotniuc, a lui Șor și a tuturor. Nu, mie mi se cerea un nume. Deci, noi avem o cu totul altă abordare. Noi vrem să schimbăm, dacă vrem să trăim bine, haideți să schimbăm mentalitățile noastre întâi de toate și a celorlalți, așa încât să nu mai gândim cum am gândit în 30 de ani. Pentru că am făcut aceleași lucruri de 30 de ani
Și am rămas săraci, nedreptățiți, în mizerie. Domnul oamenii Anastasia, pleacă din străinătate, familiile despărțite, copii. Acum ați vorbit despre 10 copii... subiecte separat, eu vreau despre fiecare, despre 10 subiecte la un loc, eu vreau despre fiecare separat. Este o interpretare, da, dumneavoastră. Vă rog, tare frumos, să-mi răspundeți strict la întrebarea mea. Da. Dacă mâine vine fracțiunea Șor, fracțiunea Pro-Moldova, nu fracțiune, grupul Pro-Moldova, și zic, noi suntem gata să vă dăm votul pentru instaurarea guvernului, nu știu, Andrei Anastasie. Înainte de a da votul pentru un guvern sau altul, de a-l da jos un guvern sau altul, pentru a da jos, cred că s-ar găsi mai ușor. Faptului, să facă dovada faptului că hotărârea Parlamentului cu privire la starea de captivitate este punctul de pornire, acel pachet de norme este... Și Dodon, da? A semnat. Nu Dodon, dar fracțiunea socialiștilor. Ce s-a schimbat? Care e valoarea juridică a acestei hârtii? Vorbim despre cu totul lucruri diferite. Deci, ideea este că să semnezi, deci, poți să semnezi, să implementezi. Nu m-am referit la fracțiuni. Dumneavoastră vorbiți de Pro-Moldova, care este o grupare. Sau este un grup. O grupare care are mai mulți deputați decât PPDA. Sunteți sigură? 12 deputați. Bine, și... E vorba despre voturi în Parlament. Matematica, din păcate, bate Mariana, altceva. Are, poate să aibă, dar ați văzut cumva că acești domni să fie intrat pe listele sau pe circumscripții din partea Pro-Moldova? Asta e alt subiect. Dar de ce e alt subiect, Mariana? Asta e alt subiect. Nu, dar când, în Republica Moldova, traseismul politic niciodată nu a fost penalizat cu adevărat și, din păcate, atâta timp cât acest lucru nu se va întâmpla, o să avem traseism politic. Ați văzut că diferențele, că noi intrăm în Parlament cu numele pe care îl purtăm noi și nu cu... Din păcate, domnule Stasi, poate să ne placă, poate să nu ne placă, dar în Parlament nu, voturile se numără nu după câți oameni integri, da, după sunt, dar după mâinile ridicate. Exact, și, da. Noi, din mâinile și de asta ridicate vă întreb, dumneavoastră, da, aveți nevoie, din păcate, de mâini ridicate. Nu doar, evident, caractere, dar se vor număra nu caracterele, ci mâinile ridicate. Dacă vine mâine la dumneavoastră grupul Pro-Moldova, fracțiunea Șor, și zic, noi suntem gata să votăm. Nu, nu punem nicio condiție, suntem gata să votăm. Acceptați? Și poate, ce, Mariana, vă dați seama ce exercițiu faceți? Ne râde lumea, Mariana. Cum adică ne râde lumea? Ce înseamnă? Dar eu pot să accept sau să nu accept votul cuiva? Mai repet, eu vreau să vă... O să-l pot opri pe Șor sau pe Candu sau pe altcineva să voteze sau să nu voteze? Ceea ce vrem să ne asigurăm noi în momentul de față este că în Parlamentul Republicii Moldova există o majoritate necesară pentru a, 1, da jos un guvern și, bineînțeles, pentru a instala un guvern. Nu doar pentru a-l da jos pe unul și mai apoi să nu avem. Deci avem nevoie de angajamentele la peste 51 de deputați. Dumneavoastră foarte bine înțelegeți că dacă cei din Șor sau Pro-Moldova vor vota, după asta ar exista niște condiționalități care nu neapărat ar fi puse pe hârtie, dar de altă natură. Și declarația, așa știu ei să lucreze. Și oferta oficială, dacă vreți dumneavoastră, sau declarația oficială a Platformei Demnitate și Adevăr, este că nu acceptăm niciun fel de clemență față de cei care au încălcat legea, față de cei care au furat, care, da? Deci nu le dăm clemență. Nu toți de acolo au furat. Nu toți. Chiar puneți pe toți. Nu toți. Eu v-am spus, nu facem vreau să trecem un pic la subiect, Plahotniuc și Dodon. E interesant. Dumneavoastră ați depus un denunț la procuratură. Știți ce se întâmplă cu el? Da, chiar ce suntem azi? Marți. Da, am fost la procuratură și am depus denunță încă joia trecută. Am depus denunțul, dar joia trecută am dat declarații pe acest caz. Am solicitat în mod expres expertizarea acelui filmuleț, pe care l-am coroborat cu alte filmulețe a cărui expertiză eu am făcut-o și era corectă, dar e de datoria procuraturii. Au intentat un proces penal, au deschis un proces penal. Da, aveți speranța că o să fie și dosar? Eu am fost audiat în calitate de martor, am solicitat audierea, pentru că este important ca probele pe care s-au prezentat în spațiu public să fie coroborate și cu alte probe, inclusiv cu declarațiile celor prezenți de acolo. Am solicitat audierea și a lui Plahotniuc, și a lui Dodon și, bineînțeles, a lui Aralov, astfel încât adevărul să iasă la suprafață. Speranța că o să transforme. Eu sunt încrezător, și cred că înțelegeți diferențele. Sunt încrezător că într-o bună zi aceste instituții vor începe să lucreze. Și îndemn și pe această cale, ca și fost procuror și ca avocat, ca apărător al drepturilor omului, îndemn pe toți cei care dețin probe în acest caz și în alte cazuri de corupție, nu doar cu privire la Dodon și la Plahotniuc, dar și în alte cazuri de corupție, fraților, nu stați pe gânduri. Le luați frumușel și le prezentați la procuratură. Iar dacă vreți să fiți mai siguri, aduceți-ne și mie. Ceea ce nu, dacă dumneavoastră nu știți să faceți, poate nu aveți curajul sau poate încă mai ezitați, aduceți-le mie. Și o să le fac eu. Dar e nevoie de probe. Și asta înseamnă că dumneavoastră aveți încredere în procurorul general sunt și în procuratura actuală.
Ați decis dumneavoastră pentru mine? Am spus, sunt, sunt încrezător. Nu. Era o întrebare, domnule. Nu, dumneavoastră a spus, asta înseamnă că aveți încredere în procurorul general. Intonația n-a fost aceea, era o întrebare. Și eu vă spun, eu sunt încrezător. Într-o bună zi, aceste instituții vor începe să lucreze pentru statul Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova și nu pentru un președinte sau pentru un personaj anumit. Dar astăzi, da. Actualul procuror general, eu am spus-o și în alte emisiuni, opiniile despre dumnealui sunt foarte bune. Din mediul din mediul de avocați, din mediul ăsta de juriști. Că dacă sunt atât de bune, de ce a trebuit din cauza procurorului, actualului procuror general, să cadă o guvernare întreagă și guvernarea să fie dată lui Dodon? Aici e întrebarea. Din cauza că procurorul era acum. Păi, dar nu asta a fost motivul pentru care s-a făcut acea asumare de răspundere, Mariana. Deci ce, este un domn care a câștigat un concurs organizat de către Ministrul de Justiție și Guvernul Republicii Moldova. Dumneavoastră, acel cum calificați domn, munca acestui domn? Nu am deocamdată prea multe detalii ca să vă spun asta. Aveți rețineri să faceți concluzii? Deocamdată, da, deși am mari așteptări. Am văzut, spre exemplu, anumite abordări care mă deranjează. Care? Spre exemplu, cu încetarea procesului cu finanțarea externă, pe care am reușit în perioada anterioară să repun, dacă vă amintiți, prin acele cereri făcute la procuratură, a fost reluat urmărirea penală prin ordonanțele fostului procuror anticorupție. Parte iată ce mi se pare că a rămas dosarul. Nu. Pe Bahamas? Nu pe Bahamas. Vorbesc de alta. Vorbesc despre cele din iunie. Pe cele din iunie. Iată, aici am o mare problemă. Iată de ce consider că, pe bună dreptate, acele probe, acele dovezi trebuie coroborate cu cele de pe acum, cu culiocul, cum se zice la noi, uh-huh, da? Cu acea sacoșă și, bineînțeles, de făcut un proces penal foarte și foarte... Spuneți-mi ce părere aveți dumneavoastră ca jurist, ca avocat, ca fost procuror față de evoluția cazului Platon? Eu am să vă spun, de-a lungul timpului eu am fost cel care l-am spus că Platon și Plahotniuc sunt cei care beneficiarii atacurilor Raider. Ei au fost implicați în atacurile Raider. Eu am fost cel care am spus că și Platon și Plahotniuc sunt cei artizanii spălătoriei mafiei rusești. Și atunci ce se întâmplă acum? Acum, n-am văzut ca Platon să fie condamnat nici pentru atacurile Raider și nici pentru... Domnul procuror general ne-a spus Mariana, m-ați întrebat ceva, vă rog să mă duc până la capăt, pentru că este important, m-ați întrebat și în calitate de procuror și avocat. Și complicat aici să... Da? Platon trebuie să facă ani de pușcărie dacă este vinovat de ceea ce este vinovat. Dacă în acest dosar nu este vinovat sau este vinovat, eu n-am cum să știu pentru că nu am acces la dosarul lui Platon. Avocat, nu sunt avocatul. Dar vi se pare corect când iese procurorul general și spune că acest dosar a fost fraudat 100%? Nu am găsit cea mai corectă formulă pe care a ales-o procurorul general. Dacă aș fi fost procuror general, aș fi ales cu totul alte formule și aș fi lăsat ca mai întâi să se producă niște lucruri și apoi să fac declarații. Dar este abordarea mea personală. Domnul Stoian Noglu face declarațiile care consider el să le facă. Eu ziceam cred că am mai multe întrebări, de asta vreau să mergem rapid peste ele. Vlad Plahotniuc mai este cumva un pericol? Un mare pericol pentru Republica Moldova. Un mare, mare pericol. Atâta timp cât este în libertate, cât nu este încă închis pentru toate crimele pe care le-a făcut, pentru tot ce a făcut rău pentru țara asta. Inclusiv... Nu să mai credeți că el poate reveni în politica moldovenească? Niciodată. Nu credeți că mai poate reveni? Atunci de ce e pericol? Da. Poftim? Dacă nu mai poate reveni, de ce e pericol? Nu poate reveni oficial în politică, dar acum el chiar face... Cum credeți? Face aceleași lucruri care le-a făcut de-a lungul timpului, intri și așa mai departe. Cum credeți, el și-ar găsi astăzi aliați în Republica Moldova, politici? Da, cum să nu? Cine? Aceiași pe care i-a avut de întotdeauna. Cine? Dodon, Șor... Adică Dodon ar fi... Nu știu dacă ar mai... Asta trebuie să-l întrebați pe el. Eu l-am văzut pe Dodon negociind cu Plahotniuc federalizarea țării. L-am văzut pe Dodon negociind cu Plahotniuc niște sume de bani. Acum eu... Credeți că între ei a rămas loc de bună ziua nu și știu, de o posibilă... Nu mă dau cu părerea. V-am spus, uh-huh, dacă ar fi cu mine, uh-huh, Plahotniuc nu va fi partener niciodată. Eu și platforma DA sunt garanția că acest individ va ajunge la pușcărie. Dar pentru asta trebuie să fie la putere, nu altfel. Pentru că atunci când eram la putere, dacă vă amintiți, doamna... pentru că, dacă, nu, că e foarte important această scrisorică. Iată, această scrisorică, dacă vă amintiți, pe baza acestui scrisorele, din 10 septembrie, pe care scriu aici că
Ministerul de Interne prin Egipt. Nu. A fost sesizată de către Inspectoratul Național de asupra cazului de îmbogățire ilicită sesizat de presa de investigație infracțiune ce ar fi fost comisă de Vladimir Plahotniuc. Am acumulat toate materialele și pe baza acelor materiale s-au intentat un dosar penal. Astăzi avem un dosar penal în derulare. Da. Mai mult decât atât, prin această scrisoare, Mariana, ceream ca pe îmbogățirea ilicită, care este o preocupare a mea, îmbogățirea ilicită, să se intenteze dosare penale. Și cei care au vinovăți s-au făcut vinovați. Și de foști miniștri, și de foști deputați, și de procurori, și de judecători. Și rețineți, pentru prima oară în Republica Moldova, un ministru de interne se adresează să fie investigați și membrii cabinetului din care face el parte. Eu m-am adresat procuraturii, pentru că este de competența procuraturii să investigheze miniștrii, deputații și alții, nu de competența Ministerului de Interne, să ne investigheze chiar pe noi. Eu am fost cel care am solicitat instituțiilor statului să verifice finanțarea tuturor partidelor și să înceapă, dacă vă amintiți, noi am fost și PASUL și platforma, da? Să înceapă chiar cu noi. Și până la urmă nu ne-a spus nimeni despre faptul dacă un partid este finanțat ilegal sau nu este finanțat și asta este finalitatea, din păcate. Deocamdată nu, pentru că încă se mai... Știți cumva ce mai face Mihai Polilungi? Că dacă tot se întâmplă, se întâmplă exact nimic cu dosarul privind uzurparea puterii. Face slujba actualei puteri. Face slujba actualei puteri? Sluj. Dar cum? Slujește, da. Dă consultații și din păcate le dă foarte proaste. Pe domenii de care? Pe domenii de constituționalitate, pe domenii juridic. E o mare, mare dezamăgire acest domn pentru mine. În sensul că a fost fie și președintea Curții Constituționale și președinte. Spuneți, eu merg la următoarea întrebare, domnul Stasi. Mai am 3 minute, dar cred că și mai puțin. Următoarea întrebare, ce se întâmplă acum la Ministerul de Interne? În contextul dezoligarhizării. Nu, lăsați, Mariana, acest sarcaj, această nu vă face bine. Știți foarte bine că noi am fost consecvenți. Din păcate... Eu v-am întrebat ce se întâmplă acum la Ministerul de Interne, domnul Stasi. De ce v-ați supărat? La Ministerul de Interne nu se produce dezoligarhizare, cum spuneți dumneavoastră. Păi de asta și zic. Spuneți-ne dumneavoastră. Și dumneavoastră trebuie să știți foarte bine, cei de acasă trebuie să știe foarte bine, că dezoligarhizarea de care vorbiți dumneavoastră nu se produce din anumite cauze. Și în spatele acelor cauze sunt niște politicieni, sunt niște oameni, niște... Ce ecosisteme. Se întâmplă acum la Ministerul de Interne? În ce mă privește, sunt un ecosistem sau judec lucrurile prin prisma unui ecosistem. La Ministerul de Interne, toți cei pe care i-am făcut să-și găsească alte posturi în această țară sau să-și găsească alte locuri de muncă, pe mulți dintre ei am pus sub anchetă de serviciu, alții dintre ei chiar au fost și investigați, iată că acum se întorc înapoi. Acest domn Voicu și-a adus acolo toată clientela sa, de pe timpul când el era un fel de Uceascove, nu știu, era un fel de polițist, și-a adus înapoi. Acești oameni, în loc să slujească statul, în loc să slujească țara asta, îl slujesc pe el și pe stăpânul său, asta se întâmplă, din păcate, la Ministerul de Interne. Am însă încrederea și tot mai multe lume din cadrul Ministerului de Interne mă contactează, îmi sună, îmi scriu mesaje, am încrederea însă că ceea ce am făcut eu la Ministerul de Interne în ce privește direcția 5-a, nu va mai fi ca altă dată, nu se mai va mai da cu bâta în oameni așa cum s-a dat. Sperăm. Eu sper că trebuie să mergem și îi fac un apel către toată poliția. Fraților, scurt, domnul Năstase, foarte nu avem proporțional, timp, trebuie să mai am o întrebare. Ieșiți proporțional. Nu încercați să vă opuneți la oamenii care iese să protesteze cu bâtele așa cum o făcea Plahotniuc. Dați dovadă de cu totul altceva, pentru că este mai bine. Credeți-mă. Domnul Năstase, încă o întrebare, curiozitate din partea telespectatorilor noștri. De ce trăiește Andrei Năstase? Dumneata din ce trăiești? Din salariu. Și eu dintr-un salariu. Dar dumneata din care salariu? Din salariul meu, de președinte a Platformei Demnitate și Adevăr astăzi. Președintele de partid are salariu? Eu o întreb, eu nu da, știu. Iată, 5 ani de zile, trebuie să le spunem telespectatorilor, că 5 ani de zile eu am făcut voluntariat. La un moment, colegii mei au spus, Andrei, e timpul să ai un salariu. Ai avut un salariu, ai fost deputat. Aș fi avut un salariu acolo. Am fost la minister. Trăiesc și eu ca un om absolut normal. În spirit de transparență, ne spuneți care este acest salariu? Puteți să-l verificați, dar credeți, dar dumneavoastră, puteți să spuneți care este salariul dumneavoastră? Eu lucrez într-o companie. Da, și eu am un salariu de la platforma DA, care este pot să vă spun salariul, dar cred că ne ducem iarăși în derizoriu, Mariana. Bun, dacă mâine vreți, domnul Stasi, nu vă pot cere. Dacă nu vreți, nu ne spuneți. Mariana, pentru că
Niciodată nu s-a vorbit în această țară despre mașinile, despre casele unor funcționari care au făcut toate acestea, le-au făcut din banii publici. Domnul Stasi, cum niciodată nu s-a vorbit? Întotdeauna s-a vorbit. Investigații jurnalistice au fost o groază despre salariile demnitarilor de 5.000 de lei și casele de milioane. Nu puteți spuneți că nu. Ultima întrebare către dumneavoastră. Nu, dar, pentru dar, că dar de dragul adevărul trebuie să știți că eu, din acel salariu, fac înapoi și donații la partid, repet, am făcut cât am putut pomană, ca să nu spun donații, ca să, da, în toată această perioadă, da, ca să înțelegeți că... După ce spuneți toate lucrurile astea, dumneavoastră vă închipuiți ce interpretări o să fie legate de cât e de mare salariul dumneavoastră, dacă faci și donații, faceți și... Nu, Mariana, vreau să vă spun că nu mi-e ușor să spuneți care este acest salariu. Mariana, știți ce mă deranjează pe mine în momentul de față? Este cât de jos cădem nivelul discuției noastre. Oare cădem jos întrebând ce salariu, din ce trăiești un lider de partid? Pentru că eu am fost victima a tot felul de interpretări. Mi s-a spus că am 11 case. Interpretările sunt atunci când nu există claritate, domnul Stasi. Când există claritate, nu mai există interpretări. Deci n-a existat claritate că eu nu am 11 case. În momentul în care dumneavoastră a spus, s-au terminat cu interpretările. Rău intenționație, sigur, dar cu ei nu pot să lupți. Ultima întrebare. Nu a fost la mai avem timp, domnul Stasi. Nu putem să rămânem să mai discutăm despre după asta cu dumneavoastră. Dacă vreți dumneavoastră, putem rămâne să continuăm discuția live, dar doar pentru telespectatorii noștri de pe Facebook, pentru că emisia live noi trebuie să o încheiem. Dar ultima întrebare pentru cei care ne privesc la TV, că poate nu toată lumea ne poate privi pe Facebook. Cum, dacă putem, deci acum suntem în perioada, deci la sfârșitul acestei săptămâni se plinește un an de când a plecat Plahotniuc din țară, de când am avut o schimbare, multe speranțe, multe așteptări. V-ați gândit vreodată cum ar arăta Republica Moldova, cum ar fi arătat astăzi Republica Moldova, dacă în toamna anului trecut ați fi mers în anticipate? Cum ar fi arătat? Da. Dacă n-ați fi continuat până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar ați fi tăiat scurt, anticipate și vedem ce se întâmplă. Plahotniuc nu mai era. În toamnă când... Oricând în toamna anului trecut. Da. Deci s-a dus Plahotniuc, a fost schimbat procurorul general, s-a întâmplat niște lucruri, era interimar. Dacă se întâmpla anticipate, ce aveam astăzi în Republica Moldova? N-aș putea, că nu mă dau cu presupusul, nu sunt Vanga, nu sunt nici Nostradamus. Am înțeles. Deja putem continua discuția, dar vă propun să continuăm discuția pe Facebook, domnul Stasi. Pur și simplu nu mi se dă voie mai mult să continui emisie, sunt penalizată pentru asta. Le propun telespectatorii noștri să ne urmărească în câteva minute pe pagina Cutia Neagră de pe Facebook. Noi vom continua discuția acolo. Prieteni, TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova. Am revenit, ziceam pe Facebook, ca să continuăm discuția noastră. Ne-am oprit în momentul în care v-am întrebat dacă ați făcut vreodată acest exercițiu. Asta știți că unii analiști și atunci v-au recomandat, încă în vara anului trecut, cei care au încurajat crearea acestei majorități acum pe SRM, ziceau, este bună, dar pe termen scurt, dați afară oligarhul și duceți-vă în anticipate. Da. Pentru ca să restabiliți un fel, nu de dragoste cu deasila cum era acolo, dar pe niște principii mai sănătoase să se creeze o majoritate, un guvern, toate cele, să se înceapă guvernarea în stat. V-ați gândit vreodată ce s-a întâmplat dacă atunci ați fi urmat această recomandare, ați fi mers în anticipate? Recomandarea analiștilor, nu? Analiștilor, experților, da. Cât responsabilitate poartă analiștii politici față de cetățenii care te-au trimis în Parlament? Doamna Stasi, dar ce ați avut de câștigat că ați rămas în majoritate? Astea sunt analizele dumneavoastră. Eu am alergat în campanii electorale. Eu am 10 ani de zile când am spus, domnule, trebuie să ajungem acolo ca să schimbăm lucrurile. Ca să pot schimba lucrurile, nu trebuie să faci. Aveți temeri că nu o să ajungeți din nou în Parlament? Nu, nu e vorba că aveam temeri sau nu aveam temeri. Am fost trimiși acolo ca să facem treabă. Oamenii te aleg acolo pentru 4 ani de zile. Când eram întrebat dacă cât va dura alianță, majoritate și mai departe, domnule, nu mă întrebați termene. Haideți să ne punem niște obiective. Ne-am propus cu toții să deoligarhizăm țara, nu-i așa? Era deoligarhizată țara?
Plecarea lui Plahotniuc în străinătate însemna deoligarhizarea țării? Nu. Însemna cumva că partidele oligarhice nu mai sunt bine reprezentate în teritoriu, nu mai au bani, nu mai au media, nu mai au nimic? Domnul N-am Stas, rezolvat acest lucru. Eu deci, sigur Mariana, că nu sunt expert, dar eu mi-amintesc Partidul Mariana, Democrat este... în sfârșitul verii 2019. Da. Era tare precară situația la ei. Mariana, era tare precară. Mă bucur că faceți analize și eu chiar vă rog, puteți să faceți aceste exerciții, aceste analize. Ca și om politic, ca și președinte al acestei platforme Demnitate și Adevăr, care a muncit și a luptat în interesul cetățenilor de-a lungul timpului, am considerat că trebuie să continuăm acest lucru și acolo. Am continuat în iunie, în iulie, în august, în septembrie, în octombrie. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să se întâmple și în decembrie, și în ianuarie, și în februarie. Mi-aș fi dorit ca acel guvern pro-european, rețineți, pro-european, în mare parte datorită celor care am ajuns acolo, nu vreau să diferențiez prea mult, acel guvern trebuia să gestioneze și această criză sanitară. Cu acel guvern, astăzi, am fi avut mai multă atenție sau mai multă aplicare sau mai mult am fi dat atenție prevenției, dotării spitalelor noastre, da, a medicilor noastre. Acum putem ghici, mai multe... domnul Năstase, ghici... doar ce am fi putut face. Nu, Mariana, ba da, pentru nu, că nu știm ce am fi făcut. Mariana, dar eu vreau să faceți ne oprim la afirmații gratuite și nu vă las să faceți da, acest lucru. Nu? Vă spun de ce. Pentru deci... că, scuzați-mă, la începutul acestei pandemii am vorbit despre aceleași lucruri. Dacă s-ar fi bazat pe prevenție, dacă s-ar fi bazat pe practicile bune și experiențele din Germania, din Coreea de Sud, unele foarte bune din România, am fi avut astăzi situații. Dumneavoastră îmi spuneți că eu ghicesc, nu ghicesc. Ceea ce vă spun astăzi, eu v-am spus la începutul acestei crize sanitare. Așteptarea mea față de opoziția din Republica Moldova, opoziția parlamentară, da, este că pentru tot ce se întâmplă acum cu modul în care este gestionată pandemia, va avea grijă în măsura atribuțiilor pe care le are actuala opoziție parlamentară să ceară socoteală guvernării. Iată, asta aștept în acest moment de la opoziție și probabil că asta cere și societatea. Și acum, mai departe, deja cetățenii își spună cuvântul spus în cazul unor și eu alegeri. Vă spun da, că exact asta face Platforma Demnitate și Adevăr. Nu face declarații publice, ci solicită Parlamentul Republicii Moldova inițierea unei comisii cu privire la activitățile președintelui. Pregătește o moțiune de cenzură cu privire la activitățile guvernului. Platforma de Demnitate și Adevăr inițiază procedurile de suspendare a președintelui. Înțeleg, domnule deci noi, Năstase, exact dar din facem. Păcate astăzi Parlamentul Republicii Moldova este pus pe butuci, el nu funcționează. Și ce propuneți dumneavoastră? Noi zic că este vina dumneavoastră. Eu constat un adevăr, sigur că nu este vina dumneavoastră. Eu am văzut eforturile și a colegilor dumneavoastră de a porni, de a reîncepe da, ședințele Parlamentului. Dar eu vă spun ce se întâmplă. Adică și ei tot au niște planuri. Ce propuneți dumneavoastră? Eu nu aveam planuri, eu aveam o întrebare. Eu nu vin cu planuri, eu vin cu întrebările. Jurnaliștii adresează întrebări, nu vin cu soluții. Domnule Năstase, întrebarea formulată foarte exact, sper un răspuns foarte scurt. Credeți că ar fi fost corect? Iată acum, știind ce se întâmplă, ar fi fost corect în toamna anului trecut să avem anticipate? Nu pot să vă spun dacă ar fost mai bine sau mai rău. Ceea ce vă pot spune este că mi-am dorit din tot din adinsul ca guvernarea, guvernul pro-european, în care făceam parte, să-și continue activitatea. Domnul Stas, știți că lecțiile istorice din istorie, dacă nu le înveți, ele au obișnuința să se repete. De asta e bine să analizăm trecutul ca să tragem niște învățăminte. Dumneavoastră considerați că dețineți supremul adevăr în această speță? Eu doar întreb, domnul Stas. Și eu vă răspuns în răspunsul meu. Eu vă întreb iar, da, vă întreb pentru că eu mi-amintesc în august 2019. Eu, care sunt doar o simplă jurnalistă în Republica Moldova, care nu deține, cum spuneți dumneavoastră, nici adevărul absolut și nici măcar cel aproximativ, da, la un moment dat am început firesc să-mi pun în niște întrebări. De ce se întâmplă animozități în această majoritate? De ce niște, dacă vă amintiți foarte bine, guvernul sau Ministerul Justiției încerca să negocieze adoptarea pachetului de legi pe justiție și cu alegerea procurorului general și toate cele. Și s-au început condiționalități. Dumneavoastră știți mai bine decât mine ce se întâmpla și ce condiții puneau partenerii dumneavoastră. Ce s-a început să se întâmple pe justiție? Că unii parteneri de coaliție au început să umble pe la justiție. Deci lucrurile deja în august nu mergeau bine. Dumneavoastră și în august... Nu este adevărat că în august lucrurile deja au început să nu meargă bine anul trecut? Dați-mi un exemplu. Ce anume în august nu a mers bine? Eu tocmai am dat niște exemple. Nu, Mariana, stați că... Asta e interpretarea dumneavoastră. Deja PSRM începuse să-și
fortifice holdingul media, da, să-și îl crească considerabil. Iar, și era de datoria noastră să nu permitem acest lucru, să umblăm la legea audiovizualului, să ducem la bun sfârșit ceea ce am promis prin hotărârea Parlamentului. Sunteți de acord cu mine. Dar bineînțeles, și eu am spus că am avut o abordare deja constantă. Pe justiție, da, sunt începuseră niște lucruri. Așa? Urâte. Nu urât, Mariana. Anumiți consilieri prezidențiari care mergeau pe ospeție, pe la niște judecători, care încercau să facă niște aranjamente. Mariana, chiar nu știu, îmi pare rău, dar chiar nu știu ce e insinuat sau improvizat dumneavoastră. Nu știu. Sinuiesc. Deci eu pur și simplu mă informez de păi mai multe surse. De ce nu faceți o sesizare la procuratură? Dragă Mariana, dacă aveți o ilegalitate, sesizați-o la procuratură. Eu am să spun ce a făcut eu. Nu era ilegalitate, în acel era august, încercare. Rețineți, în acel iulie și august au fost reluate niște anchete penale. Au fost reluate, vă amintiți acest lucru, nu? Da. Au fost reluate niște lucrurile anchete penale. Lucrurile se întâmplau la Procuratura Anticorupție atunci. Se întâmplau la, nu la, doar la Procuratura Anticorupție, la Procuratura Generală. Era... Și la Generală, da. Da, Mariana. Deci, dumneavoastră, eu nu vreau să vă contrazic, eu n-am venit să polemizez pe această temă. Ceea ce vreau să vă spun eu este că și astăzi nimeni nu are garanția că într-o sărăcie ca noastră, într-o corupție generalizată ca noastră, într-o situație atât de dificilă a oamenilor de la țară, nu vor veni banii, sacii de bani a lui Șor, a lui Plahotniuc și a altora. Nici astăzi nu avem siguranță. Am avut un guvern pro-european instituit acolo datorită, într-un final, voinței populare. Acel guvern trebuia să se mențină la putere și să facă lucruri bune de la o zi la alta până astăzi, dacă era posibil. N-am știut să gestionăm mai bine lucrurile. Trebuia să vedem cu cine alegem. Acum cu cine am ales? Cu toată guvernarea lui Dodon și cu procurorul general, Asta pentru că n-am știut să ne oprim la timp, poate. Da, este viziunea dumneavoastră. Și dumneavoastră ați făcut o afirmație. În spațiul public se va analiza declarația dumneavoastră sau afirmația dumneavoastră. Iar eu vă spun ca și om politic, ca și om care a ajuns acolo, am vrut să fac lucruri bune pentru oameni. Și chiar le-am făcut. La Ministerul de Interne chiar am făcut multe lucruri dacă bune. Dacă ați putea da timpul înapoi, ați face la fel. Dacă aș da timpul înapoi, aș fi mult mai insistent și n-aș accepta atâtea compromisuri pe care le-am făcut de dragul unității. Aș spune, nu se merge pe aici, uite pe aici, nu se trece. Aș Dar fi mult mai categoric. Care sunt aceste compromisuri cele mai grave care le-ați făcut? Păi stai puțin, eu n-aș... Știți ce-mi reproșează mulți colegi din guvernul nostru? Am să vă spun, câțiva dintre ei au spus, Andrei, dar de ce nu ne-ai chemat pe noi într-o parte să discutăm noi separat, să spunem, domnule, dar de ce aflăm cu 10-15 minute înainte de căderea guvernului? Deci aș fi fost mult mai categoric. Asta pot să vă spun. Recunosc, a trebuit mai mult... Asta determinare atunci, cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care eu mi le reproșez. Pentru că nu poți. Dar în legătură cu nu Dodon poți să nu ai o ședință de guvern înainte de a face o ședință, cum să spun eu, asumată, discutată, să discuți acest lucru acolo. Nu pot, deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le învățăm. Poate să supere unii, poate să supere alții, dar eu vă spun că ar fi trebuit altceva. Poate că ar fi trebuit să mă impun între cele două ecosisteme și să spun, fraților, stați puțin, pericolul întoarcerii lui Plahotniuc, pericolul oligarhizării, ia oprește-te, băi, Dodon, odată. Ce dracu faci din țara asta? Trebuia poate mult mai categoric să fac chestia asta. Poate trebuia să spun, doamna Sandu, cine a organizat concursul la procuratură? Cine? Dodon? Nu. L-ați organizat dumneavoastră împreună cu doamna Stamati. Nu e așa? Da. Păi dacă l-am organizat și l-am asumat și am mers pe această formulă, haideți să mergem înainte. Pentru că altfel, ce se întâmplă? S-a dat întreaga țară pe mâna lui Dodon. Deci sunt niște lucruri absolut evidente, iar dumneavoastră spuneți ce aș fi făcut dacă m-aș fi întors înapoi. Să mă duc înapoi la lege? În condițiile în care nimic nu era rezolvat, nici cu media, nici cu Consiliul Audiovizual pe care l-ați pomenit dumneavoastră, nici cu resursele financiare obscure. Poate că știind că o să aveți un termen foarte limitat, v-ați fi grăbit să rezolvați aceste lucruri. Mariana, dar eu nu... Poate Parlamentul nu se ducea în ședință în vacanță luna august, dar lucra? Bine, și noi am... Platforma, da, chiar a fost... Parlamentul a fost în vacanță. Și a ieșit într-o ședință. Eu, Mariana, eu nu eram în Parlament. Cunoașteți că eu în august Stas, nu eram eu nu vorbesc cu dumneavoastră ca o persoană fizică. Eu vorbesc cu dumneavoastră ca un lider de partid. Da, și eu vă spun că în calitatea mea de lider de partid ne-am asumat anumite lucruri și am vrut să le ducem la bun sfârșit așa cum am promis prin hotărârea Parlamentului privire la starea de captivitate. Asta am făcut.
n-am văzut foarte mare îndrăgire să faceți lucrurile exact așa. Ei, atunci avem o problemă. Toată lumea s-a așteptat că o să porniți buldozerul după acea declarație pe care v-am arătat-o și astăzi. Care buldozer, doamne? Dar a urmat trei pași în urmă. Care buldozer? Împotriva oligarhiei. În momentul în care... Cu oligarhia nu se bate cu buldozerul, Mariana. Asta era o metaforă, domnul Năstase. Bun, este adevărat. Ați înțeles foarte bine ce am avut în vedere. Prin acea hotărâre... Dumneavoastră v-ați deschis căi. Nu, exact. Și n-ați făcut nimic, și n-ați profitat de ele. Nu spuneți mie și platforme da, pentru că platforma da a insistat pentru implementarea Eu asta. Mă refer la majoritatea nu, parlamentară. Mariana, nu la majoritate. Vorbiți, haideți să spunem lucrurile pe nume. Aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume. Cine a făcut asta, cine a făcut asta, cine n-a făcut asta, cine n-a făcut asta? A venit fracțiunea platformei da în Parlament și a zis, astăzi spunem la vot asta și ceilalți n-au votat? Bine, Mariana, dacă dumneavoastră așa, înseamnă că trebuie să ajungeți la Parlament să vedeți cum se întâmplă lucrurile acolo. Eu nu vreau să ajung în Parlament. Nu, dar abordarea pe care o aveți dumneavoastră este cumva... Dumneavoastră ați făcut alegerea să vă duceți în politică. Eu n-am făcut o astfel de alegere. Nu, aici este o mare problemă. Alegerea mea ar fi fost, știți, și aici e foarte important. Eu am ieșit în stradă. Eu am ieșit cu oamenii în stradă. Eu am făcut protest. La un anumit moment era necesitate să cerea din stradă să facem un partid politic. Și știți ce am făcut eu? Am mers la alții care au mai făcut politică. Eu n-am vrut să fac politică, știe toată lumea acest lucru. Și am mers și la doamna Sandu și am rugat-o pe doamna Sandu. Doamna Sandu, vă rog să preluați această mișcare protestatare sub aspect politic. Și doamna Sandu mi-a spus de trei ori, după trei întâlniri cu domnia sa și cu domnul Igor Boțan, mi-a spus că nu face partid politic. Și m-am adresat societății civile, unor oameni valoroși din această societate. Știți ce mi-au spus acei oameni? Băi, Andrei, dacă nu vrea nimeni, dacă tu ai dus crucea până acum, du-te tu și du crucea în continuare. Bun. Și iată așa, o secundă, Mariana. Și v-ați asumat. Nu, o secundă, că e foarte important. Și eu am mers în politică. Am mers și am făcut acest partid politic care era cerut din stradă. Și după 10 zile, în momentul în care ajung să fiu președinte, aflu că se mai face un partid politic. Pe același eșichier. Domnul același... Stas, nu, eu am mai auzit asta. Nu, și îmi pare rău că noi discutăm foarte mult despre aceste supărări. Dar nu e vorba de supărare, este... Dar ce e adevăr, Mariana? Păi da, dar este un adevăr care vă provoacă supărare. Nu și eu înțeleg omenește aceste lucruri. Vreau pur și simplu să se cunoască. Când dumneavoastră faceți o afirmație că eu am ales să merg în politică, păi da, n-ați ales și eu v-am mergeți. Explicat condițiile în care am ajuns și o să ajung înțeleg. În politică. Vă cred că nu ați vrut asta. Vă cred că dumneavoastră sincer ați vrut să luptați cu oligarhia. Așa? Sincer, vă cred, credeți-mă că v-ați dorit asta cu adevărat. Ați înțeles că cea mai bună cale este implicându-vă politic. Și asta tot înțeleg. Doar că știți ce nu înțeleg? De ce ați lăsat să vă scape printre deget obiectivul pentru care v-ați dus în politică? Distrugerea acestei oligarhii. Să nu avem astăzi astfel de migrații, mutații, cum să le spun în Parlament. Să nu doamnă avem... dragă, da. Dumneavoastră, vă dați seama ce faceți în momentul de față? De ce fac? Repet, să dați munca a cel puțin 26 de oameni. Păi acești oameni poți să-i învinuiești de ce vrei. Dar numai de rea intenție nu poți să-i învinuiești. Nu vă bănuiesc pentru că de rea intenție. Suntem doar 26 de oameni în Parlament și am să vorbesc aici și de colegii mei de la PAS. Aveați poporul în spate. Toți pe care v-au votat pe dumneavoastră, da, v-ați fi susținut dacă ieșeați și spuneați, noi ce? Vrem, dar nouă ne leagă mâinile. Am ieșit, Mariana. Ne pun condiții, vor de la noi să facem anumite compromisuri pe aia, care nu putem să le acceptăm. Nu vreau, domnul Stasi. Faceți un partid și veți da lecții de conduită partidică. Pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este cumva sfidător. La începutul acestei emisiuni spuneați că, și v-am spus că este cumva o ofensă la sutele de mii de oameni. Acum sunt 26 de mandate. 26 de mandate a obținut blocul acum. Și a făcut, credeți-mă, fiecare dintre acești colegi ai noștri, unii mai determinat, alții mai puțin determinat, dar toți și-au dorit să punem în aplicare cele mai bune mecanisme pentru a salva țara de sărăcie, de mizerie, de nedreptate. Credeți-mă că s-a întâmplat, dar erau doar 26. Doar 26. Acum dumneavoastră îmi vorbiți despre niște alegeri anticipate. Aveați dumneavoastră garanția că vom fi în loc de 26, vom fi 56? Cine decide? Domnul Stase, nimeni nu are nicio garanție. Acum este mai bine? Deci noi ce trebuie să acum facem? Acum este mai bine. Republica Moldova a tot fost supusă de 30 de ani de zile, a fost supusă la tot felul de experimente. Ori noi am spus, dacă am venit aici, haideți să nu mai facem experimente. Haideți să încercăm să adunăm la un loc o mână de oameni care au o majoritate și care decid
în favoarea cetățenilor. Eu înțeleg, doar că așa au mers lucrurile. Ați încercat să clădiți ceva pe o temelie șubredă, o majoritate șubredă, în care nu exista o înțelegere, în care scopurile erau diferite. Erau două partide care aveau ce niște scopuri, Mariana? Și cineva... Societatea noastră este diferită, are mai multe partide, nu are un singur partid. Societatea noastră votează, o bună parte din oameni, din sărăcie, din necunoaștere, votează cu partid ușor. O parte votează cu Partidul Socialist. Nu credeți că în toamnă, dacă ar fi fost alegeri anticipate, câștigau atât de mult Partidul Mariana, Democrat? Nu cred nimic, eu nu sunt sociolog. Eu am fost trimis în Parlament să muncesc, nu să mă întorc după 4-5 luni de zile la alte alegeri. De asta Dar acum vă doriți anticipate? Pe ce vă bazați dumneavoastră când faceți această afirmație? Am văzut din declarațiile pe care le-ați făcut că nu este normal să continui cu acest Parlament, cel puțin din presă. Cine v-a spus? Am citit din presă, domnul Năstase. Poate că am greșit. Păi nu greșiți, deci... Mariana. În cine privește pe noi? Platforma Demnitate și Adevăr. Un partid diferit de alte partide din Republica Moldova. Am spus foarte și foarte clar. Și v-am spus și în această emisiune, dacă am fi în condiții normale, dacă nu am fi cu pandemie, dacă nu am fi cu criza economică, financiară și așa mai departe, acest Parlament, bineînțeles, nu este afectat de felul în care au fost aleși oamenii. Dar în momentul de față ar fi... Ar fi în detrimentul țării și ar fi în detrimentul oamenilor să mai supunem încă o dată alegerilor. Care lege? Noi acum lumea civilizată iese din pandemie, din această criză sanitară, iar noi abia intrăm. De la o zi la alta crește numărul de infestați, crește Domnul numărul Năstase, de eu mai am două întrebări la dumneavoastră. Una este pe prezidențiale. O să candidați. Iar în ce privește alegerile parlamentare anticipate, platforma DA este pregătită pentru orice fel de alegeri. Doar că trebuie să nu uităm la lucrul pragmatic, la lucrul rațional, ce este bine pentru țară, nu ce este bine pentru platforma DA. Eu am văzut actori politici în Republica Moldova. Dar ce se întâmplă acum? E bine pentru țară? O secundă. Am văzut actori politici care se preocupă de viitoarele electorale, de viitoarele alegeri. Ceea de ce ne preocupăm noi este de viitorul acestei țări, de viitorul generațiilor care urmează. Înțelegeți diferența? Dumneavoastră, în toamnă, nu știați că viața acestui guvern va fi, a fostului guvern, va fi una scurtă? Nu va mai continua mult? Nu, eu am mizat foarte mult pe înțelepciunea celor care făceau parte din acel guvern. Și vreau să vă spun că în toate partidele au fost oameni, foarte mulți oameni, inclusiv la socialiști, care nu și-au dorit să cadă acel guvern. Nu și-au dorit. Iată și totuși au votat. Și totuși au votat pentru că li s-au creat circumstanțele necesare. Pentru că sunt soldați. Mariana, haideți să renunțăm la, nu știu cum, la isteria asta. Haideți să gândim lucruri pragmatic. Haideți să, într-adevăr, să ne asumăm ceea ce am greșit. Haideți să ne uităm unde am greșit. Că dacă... Eu trebuie să-mi asum? Nu, eu vorbesc despre politicieni. Dumneavoastră ce vă asumați că ați greșit? V-am spus ce mi-am asumat. Da? V-ați întrebat de prezidențiale. Da. Da, în momentul de față sunt candidatul Platformei Demnitate și Adevăr pentru prezidențiale și m-aș bucura foarte mult, dar foarte mult m-aș bucura ca la următoarele prezidențiale, și nu doar la următoarele prezidențiale, la toate alegerile de acum colo, oamenii să voteze oameni, să nu mai voteze personaje care execută niște roluri, da? Asta este personajele tot sunt oameni, domnul. Nu, personajele sunt niște oameni frumos... care interpretează niște roluri și există actori care interpretează, dacă vreți, orice rol care îi se dă de către... Din păcate, dacă e personaj sau om, asta se vede după ce obține puterea. Asta știți, că acolo se developează cel mai bine lucrurile. Eu invit pe oamenii noștri, pe toți cetățenii Republicii Moldova, să-și cunoască pe cei pe care o să-i voteze înainte, de pe acum să-i cunoască. Și, bineînțeles, să nu se bazeze doar pe ceea ce le spun despre prezentul lor, să se uite la faptele lor, la acțiunile lor, la inacțiunile lor și unde au fost cei care vor candida la președinție de-a lungul timpului, în perioada în care oamenii plecau din țară, în perioada în care oamenii trăiau în sărăcie, oamenii erau furați, fiecare dintre noi, pe unde se afla la un moment? Este o importantă întrebare pentru mine și am să revin Dar la ea. Dar oare dacă oamenii cei în acel moment nu se aflau în țară? Pentru că așa era situația. Nu vorbesc dar despre sunt oameni, persoane, vorbesc despre... Dar sunt persoane integre. Oare asta e un motiv ca să nu aibă dreptul să candideze? Nu, bineînțeles că nu. Eu n-am spus asta. Eu am spus unii se aflau în acea perioadă când această țară suferea. Știți că, probabil că ați văzut și dumneavoastră, că sunt, cum i-ați numit la început de emisiune, deontologii, de... Contextuali. Deci, sunt mulți din ăștia, o parte din ăștia,
care vă acuză, dumneavoastră așa i-ați numit, eu numesc analiști, comentatori. Dar de ce ați hotărât dumneavoastră că eu i-am numit? Pentru că dumneavoastră vorbiți metafore, eu am dedus în felul în care am putut eu să deduc această metaforă. Dumneavoastră nu ne-ați spus pe cine aveți exact în vedere. Nu, am spus unii dintre... Și cine sunt ei? Eu am înțeles că sunt comentatori, analiști, politici care apar la televizor, nu aștia? Nu, sunt o serie de oameni care au deontologii diferite în contexte diferite. Ce au ca meserie? Cu ce se ocupă acești oameni? Suficienți, unii dintre, de la trolii de pe Facebook până la, până la ministri, deputați, președinți și, da. Și analiști și așa mai departe. Unii, deci ziceam, eu am identificat ca fiind comentatori, analiști, da. Părelologi, vă acuză da, că, ce? Că trăiți mai mult cu trecutul. Așa? Trecutul glorios, în care ați scos lumea în stradă, în care ați luptat împotriva lui Plahotniuc. Și, de fapt, nu aveți un plan de ofensivă pentru viitor. Fals. Cât se poate de fals în ce privește cea de-a doua afirmație. Știți de ce eu insist ca oamenii să nu se uite doar la ceea ce... Pentru că vreți să vă dau o speță? Ca să nu se supere cei de dreapta, să vorbesc despre cei de stânga. Domnul Dodon nu ne vorbește despre trecutul lui. Trecutul în care dânsul, acum 4 ani de zile, ne spunea că vor sări sorcele și dișeală și dișeală, că va întoarce miliardele, că va pune la pur... Nu ne vorbește despre trecutul lui. Alții nu ne vorbesc la fel. Vorbesc despre prezentul și despre prezentul și viitorul luminos pe care ne-l prezintă. Ori eu spun că niște caractere trebuie analizate și prin prisma trecutului fiecare dintre noi. De asta spun că ar fi bine să vedem cine și ce a făcut la anumită perioadă de timp, unde s-a aflat într-o anumită conjunctură. În ce privește prezentul și viitorul, sunt în momentul de față pe punctul de a finaliza un proiect de țară pe care l-am promis cetățenilor. Este un proiect prezidențial și o să-l prezint societății în momentul în care voi candida. În ce privește activitățile platformei, da, eu am să vă spun că nu veți găsi o entitate politică mai harnică, mai eficientă decât Platforma de Unitate și Adevăr. Uitați-vă la toate, inițiativele mele, pardon, ale mele, ale colegilor mei. Păi ele fac parte din programul nostru promis încă în 2015. Fac parte din trecutul nostru, fac parte din prezentul și din programul meu prezidențial. Așa dar, facem domnul Năstase, eu am văzut inițiativele colegilor dumneavoastră. V-a plăcut? Foarte bune, anchetele, mulțumesc. Mai cu seamă parlamentare. Mulțumesc. Le-ați comparat cu altele? Apreciat. Le-ați comparat? Ați încercat să faceți? Cum să le compar? Este bine, noi nu am prea avut... Depinde cu care, știți. Domnul Năstase. Noi am știți. Avut și anchete bune parlamentare, ca de exemplu acea cu anabolizantele, și am avut anchete parlamentare făcute de domnul despre... Făcute de domnul Cobzac. Da. Da, și am avut și anchete parlamentare despre nimic. Nu. Deci cele făcute de Platforma de Demnitate și Adevăr au fost duse la bun sfârșit. Ei, doar nu era numai platforma acolo. Nu, vorbesc despre conduse, conduse de domnul Slusar, conduse de domnul Munteanu. Altele nu am văzut, dar despre asta nu vorbesc nici cu deontologii contextuali și nu vorbesc nici alți politicieni. Dar vorbesc, domnul Năstase. Dacă vi se pare că nu vorbesc. Despre toate se vorbește și despre asta s-au vorbit foarte acum, mult. Spuneți-mi una acum care a ieșuat, o comisie care a ieșuat. Puteți să spuneți? Ce înseamnă ieșuat, domnul Năstase? Vă dau exemplu cele care a ieșuat. Uzurparea puterii în stat. Mulțumesc. Ce, puteți continua? Vedeți cum se întâmplă, Mariana. Dar ce n-a ieșuat? Nu, eu pot să vă spun eu de ce n-a ieșuat. Eu vreau să vă asigur că dacă în fruntea acelei comisii era Dinu Plângău, astăzi am fi avut un raport. Dacă acolo era Kiril Moțpan, astăzi am fi avut un raport. Asta este problema. Acolo ne-am avut președinte pe Slusa, unde l-am avut președinte pe Munteanu, am avut niște rapoarte. Deci problema rapoarte a fost că adevărate rechizitorii. Nu știu care sunt probleme. Deputatul PAS și-a dat demisia de fruntea comisiei. Ce vreau să spun este că nu vreau să spun cauzele de acolo. Vreau să spun de ce s-a realizat aici. Pentru că aici au fost oameni de la platforma, da. Oameni în care eu am încredere și v-am spus parteneriatele de la începutul emisiunii noastre. Așa am făcut noi parteneriatele. Dar totuși, revenind la întrebarea un pic de mai devreme, legată de trecut și prezent. Da. Totuși, domnul Năstase, dacă o să comparați cu comportamentul dumneavoastră sau retorica partidului dumneavoastră sau, nici nu știu cum să le zic, acțiunile partidului dumneavoastră de un an în urmă, dumneavoastră erați mult mai activ, public mai activ, mai vizibil, vocal. Acum parcă nu chiar așa. Mariana, un an în urmă, în această perioadă... Da, primăvara anului trecut. Mariana, primăvara anului trecut eram într-o cam... Iarna. Stați puțin, cred că dumneavoastră faceți un exercițiu, eu am să mă duc acum așa să mă număr lunile, zilele. Deci, în mai, eram în perioada în care se discuta, acum suntem în iunie, da? 2 iunie.
la 4 zile înainte de a forma guvernul. Bineînțeles că eram mai vizibil, eram abia intrat în Parlament. Nu mă refer exact în aceste zile, domnul Stase. Erați în opoziție și atunci și acum sunteți, dar atunci erați mult mai vizibil decât acum. Senzația este că lovitura dată prin demisia acelui guvern cumva v-a afectat. Dar bineînțeles, a afectat moral. Întreaga țară. A afectat întreaga țară, nu, vorbesc Mariana. De în ce privește partid. Platforma Demnitate a și Liberare... A fost o lovitură foarte puternică, după care greu vă reveniți. Bineînțeles, nu doar față de partid. Iar suferința noastră este și vine și de la suferința acestei țări, de la suferința acestor oameni. Aici e marea problemă, Mariana. Pentru că s-ar fi putut să continuăm din noiembrie până acum să continuăm să facem lucruri bune pentru țară, pentru oameni, să trecem peste această criză sanitară, economică, socială și nu avem această ocazie pentru că la putere se află Dodon. Și nu din cauza platformei DA se află. Trei întrebări. Iar ceea ce poate face platforma DA, gata, credeți-mă, nu că e foarte important, mai ales că e din contul paginii mele de Facebook, nu? Nu, din contul paginii de Facebook a TV8, care are mai mulți urmăritori. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră. Mulțumim. Și urmăritorilor dumneavoastră, iar urmăritorilor dumneavoastră le pur și simplu, aici e o echipă întreagă de oameni care stă peste program, domnul Stas, da. Și eu nu pot să țin foarte iar mult, eu vreau să vă spun pe mine. Că tot cine stă în putere, și la nivel local, și la nivel central, facem. Platforma, da, chiar este activă și dumneavoastră chiar ați recunoscut acest lucru, inițiativele platformei, da, sunt, ies în evidență. Domnul Stase, încă 3 întrebări foarte scurte. Ca să te închei cu prezidențiale, o întrebare, curiozitate. Maia Sandu a spus că dacă dumneavoastră treceți în turul 2 al alegerilor prezidențiale, vă susține. Dacă trece Maia Sandu în turul 2 al alegerilor prezidențiale, o susțineți? Mariana, eu m-am retras din curs înainte de turul 2, în 2016. Am militat în permanență pentru că... Atunci era altă situația. Dar cu ce era altă situație? Că era altă. Dar de ce era altă? Că n-am avut un guvern care s-a încheiat cum s-a încheiat. Că n-am avut aceste animozități de acum. Stați, Mariana, deci lucrurile stați. Un pic vedeți s-a deteriorat. Sunt la fel de consecvent. Cum aș putea eu să spun altceva dacă eu încă în 2016 am militat pentru unitate? Ceea ce aștept eu este ca forțele politice pro-europene, democratice, măcar în ultimul ceas să conștientizeze care, cât de mare este pericolul, cât de tare am fost divizați. Știți pe ce am mizat Plahotniuc? Acolo, între ei, între cei de la Partidul Democrat, i-am împărțit cum a vrut. Dincoace, am mizat pe orgolile noastre, pe frustrările noastre. Aici este marea problemă. Și dumneavoastră mă puneți să răspund. Plahotniuc de un an de zile nu în țară, dar noi de orgolii și n-am scăpat. N-am scăpat și probabil nu vom scăpa încă mult timp, atâta timp cât vom avea politicieni care pretind că sunt pro-europeni, dar se manifestă altfel, pretind că sunt pentru unitate, dar de fapt fac altceva. Încă 2 întrebări scurte. Una foarte scurtă, sper să-mi răspunde și dumneavoastră foarte scurt. Când ați fost ultima dată la Moldova 1? De dragul adevărului, n-am să spun când anume, dar cred că a fost vreo lună în urmă, vreo... Nu. Dar înainte mai, de asta. Mai bun. Mai, adică mai sunteți invitat. Stați că să vă spun mai înainte, dar astăzi m-au invitat prin Skype și am vorbit cu moderatoarea și mi-a spus că există alternativă să vin săptămâna viitoare. Și atunci am spus că dacă prin Skype prefer să mă duc în studio săptămâna viitoare, iar astăzi... Okay. Să-și fac... Ultima întrebare. Este o întrebare pe care de acum 2 săptămâni sau de acum 1 săptămână eu am zis că am să o adresez tuturor politicienilor care vor veni la mine în emisiune, mai cu seamă liderilor politici. Nu o luați pe cont propriu. E o întrebare care eu sunt curioasă pur și simplu să adun răspunsuri la întrebări. Da. Ea a pornit de la o postare de a lui Adrian Candu pe Facebook. O postare în care el vorbea despre necesitatea lustrației politice în Republica Moldova, așa încât... Lustrației politică? Politică. Așa. Adică cei care au fost în politică, n-au dat dovadă de integritate, n-au dat dovadă, sau au fost implicați în scandaluri de corupție, de alte chestii urâte, să plece. El a venit cu asemenea propunere? El a venit cu asemenea propunere. Eu am salutat propunerea dumnealui, am zis că mi se pare una bună și i-am adresat o întrebare dumnealui și i-am promis atunci, nu neapărat lui, dar am promis societății că voi adresa aceeași întrebare tuturor politicienilor care vin la emisiune. Întrebarea a fost, credeți că în cazul în care s-ar produce această lustrație, ați trece examenul lustrației? Și mă privește pe mine? Da, eu adresez tuturor întrebarea.
în primul rând, nu știu ce presupune mecanismele lui Adrian Candu și mă interesează cel mai puțin. Sigur că nu mecanismele lui Adrian Candu. Bineînțeles, orice ilustrație. Cred că vă amintesc că sunt unicul politician în această țară care atunci când am decis să vin în politică, am solicitat presei independente, justiției și din țară și din străinătate să mă verifice sub toate aspectele. Pentru că eu am fost, rămân un om transparent, angajat unor principii și unor valori la care țin foarte Salariul nu ne-ați spus. Mult. Mariana, vreți să vă dau o știre pentru mâine care e salariul meu? Da. Știre, domnul Năstase. Am un salariu pe care au decis partidul meu să mi-l dea. Nu am mai mult decât aș fi fost la Parlament, fie într-o calitate, fie în alta. Deci asta este salariul meu. Nu cred că este bine să discutăm în momentul, mai ales că nu este un... Dumneavoastră înțelegeți că noi am vorbit deja 10 minute, dar dacă spuneați o cifră, am fi discutat fix 5 secunde și gata. Bine, și mâine dumneavoastră ați împlut... Aveam cu ce? Care, da, dacă dădeați o cifră, am fi avut cu ce umple? Nu, domnule, dar asta este senzația de care o așteptați dumneavoastră. Eu vreau să implor pe cetățenii Republicii Moldova să nu ne mai ducem după fentă. Vă amintiți cum eram cu tot felul de știri din astea în care neapărat apare un de ce, Mariana? Nu știu de ce este rușinos, sincer, domnul Năstase, pentru un politician să fie întrebat de unde are bani să-și cumpere o mașină de lux, de unde are anumite luxuri. Chiar dacă eu sunt de acord aici, eu nu adresez astfel de întrebări atunci când oamenii vin din business, vin din alt domeniu, da, nu de utilitate, nu din public. Dar eu de unde vin? Nu v-am întrebat niciodată din ce bani v-ați cumpărat casa. Niciodată, pentru că dumneavoastră ați fost avocat. Am fost avocat. Și nu v-am întrebat niciodată. Și 12 ani înainte de a construi o casă, am trăit într-un cămin. V-am întrebat în momentul în care v-ați cumpărat mașină. Așa, și când mi-a cumpărat... Atunci, acum, recent. Atunci, când v-am întrebat recent? Că deja erați în funcție publică. Nu e adevărat, anul Mariana. V-ați cumpărat este un mașina, fals, nu? Mariana. Nu, nu eram într-o funcție publică când mi-a cumpărat mașina. Am declarat-o după când ce? Eram. După ce? Ați intrat într-o funcție publică. Nu, Mariana. Dar cum am aflat eu despre mașină, dacă pentru nu din declarația dumneavoastră a devenit? Pentru că am făcut declarație. Păi exact, asta pentru ziceam. Pentru că am făcut declarație, dar eu acea mașină am cumpărat-o pe banii pe care i-am obținut de la altă mașină pe care i-am făcut 10 de ani de muncă în privat. Și dumneavoastră ați explicat și nimeni n-a avut întrebări. Nu, Mariana, pe această chestiune s-a făcut o campanie în cadrul electorală de la Chișinău. Asta este strigător la cer. Mă tem că și pe salariu se va face o altă campanie pentru că nu este clar, Mariana, de să se care facă, este. Dar adevărul este cu totul altul. Iată, dumneavoastră astăzi îmi spuneți că eu mi-am cumpărat o mașină după ce am ajuns într-o funcție publică. Domnul Năstase, haideți să nu interpretăm. Am zis, eu v-am întrebat abia despre mașină, abia după ce dumneavoastră ați obținut o funcție publică. Eu v-am întrebat când dumneavoastră erați într-o funcție publică. Vă amintiți câte speculații s-au făcut? Eu nu răspund pentru speculațiile altora. Eu răspund pentru întrebările mele și nu mi-ați răspuns într-o propoziție cu lustrație. Deci dumneavoastră spuneți că Mariana, o lustrație adevărată. Platforma de Unitate și Adevăr este cea care a lansat ideea Andrei de lustrație. Andrei Năstase crede că, sau spune că... Nu, eu nu vorbesc la persoana... Da. Nu, dumneavoastră ați vorbit despre partid, dar eu vă întrebam personal. Nu persoana ta, ce mă privește pe mine. Eu spun, eu nu sunt Dodon sau altcineva care spune Igor Dodon sau președintele spune, nu? Deci, eu vă spun, nu am niciun fel de probleme, pentru că sunt un om integru, nu mint, nu fur, nu mă drog de oameni. Dar îmi doresc să avem o lustrație adevărată Republica Moldova și să rămână doar cei care nu au fost implicați. Integritatea înseamnă demonstrație prin fapta ta, nu doar să o strig. Nu trebuie să o spun, dar înseamnă prin ceea ce fac eu. De acord. Îmi respect familia, îmi respect țara, asta, îmi respect de fapt, oamenii, îmi iubesc oamenii în aceste țări. Asta. După asta, de fapt, se va și face ilustrația, nu după ce spune un politician, dar după ceea ce face. Nu, dacă se va întâmpla vreodată o astfel de ilustrație, când îmi spuneți că Adrian Candu ne vorbește de ilustrație, eu tocmai de asta am preluat, pentru că mi-a părut o idee foarte bună și eu am capacitatea să preiau idei buni și de la oameni. Dar ilustrația a fost lansată de platforma DA, poate n-ați văzut-o. Noi am vorbit despre ilustrație în Republica Moldova și am spus că toți cei care au fost implicați în... Domnul Năstase, pe mine nu m-a mirat să aud de la platforma DA despre ilustrație, pe mine m-a mirat să aud asta de la domnul Adrian Candu și am zis că eu susțin cu amândouă mâini, doar că evident nu s-o facă... Vedeți cum se întâmplă? Așa. În ultima perioadă de timp am ajuns ca Adrian Candu și cu grupul său, grupul Ușor, să fie cumva luptătorii cu Dodon în această țară, și, da? În timp ce oamenii care chiar au muncit, au luptat, să fie trecuți pe linia a doua.
Aici este paradoxul. Poate pentru că ei sunt mai vizibili. Drept, dar știți cum este mai vizibil? Nu, dar asta e foarte bine, să o știm cu toții. Știți cum suntem în Republica Moldova mai vizibili? Dacă ai bani, dacă plătești publicitate, dacă plătești publicitate electorală. Dacă plătești publicitate, cel puțin la TV8 nu plătesc publicitate. Nu vorbim despre TV, vorbesc în general. Domnul Stase, vă mulțumesc. Noi am avut o emisiune foarte lungă, aproape 2 ore. Mersi că ați rezistat într-o emisiune cu mine. Știu că nu este ușor. Eu v-am spus povestea cu... Și eu cam tot din categoria celor răi sunt. Eu nu sunt rea, eu sunt bună, dar am întrebări pertinente. Telespectatorilor care ne urmăresc pe Facebook, vreau doar să le spun că joi vă aștept la o două ediție a emisiunii Cutia Neagră, la care invitată, care a acceptat invitația de fapt noastră, este ministra sănătății, doamna Dumbrăveanu. Aștept întrebările dumneavoastră, sunt sigură că aveți foarte multe și haideți să aflăm răspunsurile joi. Prieteni, TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.